Moromeții, volumul 1, partea a doua, capitolul 9 Tot în această vreme, în aceste verzi zile de iunie, când înfloresc alcămii și când până la seceriș nu mai era decât sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, Tsugurlan află că în sat se vorbea iar despre el. Că ar fi sărit la bătaie cu cocoșil în poiana fierăriei lui Ocan. Țugurlan nu pricepuse niciodată pentru ce unele din întâmplările în care era amestecat el se răspândeau numai decât printre oameni. Totdeauna acest lucru îl întărâta, fiindcă de fiecare dată descoperea nepotriviri. Una gândea el și alta înțelegeau ceilalți. Să sară la bătaie? Dar la urma urmei, de unde această părere la ei?" Ciudatul adevăr era că Țugurlan nu sărise decât o singură dată la bătaie. Cu mulți ani în urmă fusese chemat la o nuntă și, în timpul mesei, cineva strigase de râsese toată lumea. Mănâncă-ți la să-ți ajungă o săptămână!" Îl bătuse înspăimântător. Era adevărat, dar cine n-ar fi făcut la fel în locul lui? Iar în ce privește faptul că vărsase strachina în capul cotelicioaiei, asta nu însemna că a bătut-o. Sărise el la bătaie la fierărie? Tocmai că nu, cocoșilă îl înjurase cel din tâi. Era limpede că lumea îl credea nesăbuit. Nu era de altfel întâia oară când Sugurlan afla ce credea lumea despre el. Într-o vreme se spusese chiar că ar fi hoț, că ar fi furat nu se știe ce de la cineva, încât nu se mai miră când Iona lui Miai îi spusese ce vorbesc cu oamenii despre întâmplarea de la fierărie. Nu se mai miră, dar îi rămase gândul la ce și, seara când se culcă, întârzie câteva clipe să doar ani și șir, se simțise bine cu starea lui. El de o parte și toți ceilalți în afară. Nicio apropiere și nicio o încredere. Dar de asta dată un gând străin îl întreba. De ce înjurase pe oameni la fierărie? Că de înjurate înjurase, asta era adevărat. Țugurlan se răsucină așternut și îi mai înjură încă o dată. El nu se uita niciodată în ca să se învinuie pe el însuși, ci totdeauna ca să se învinuie pe alții. Așa a făcut și acum și se liniștit și așteptă să vină somnul, iar somnul veni ca o apă neagră în care orice urmă de gând pieri. Dimineața, Tsugurlan se trezi ca totdeauna liniștit și odihnit se ridică în capul oaselor, se răsuci pe prispă cu picioarele jos pe pământ și vruca ca de obicei să se ridice și să-și vadă de treburi. Dar mai întârzie, ceva din dimineața asta nu-i plăcea. Început să se uite peste curte, peste gardul și șopron, peste grădină și împrejurim. Se trezise parcă mai devreme și era liniște. Totul se odihnea în nemișcare. Țărâna bătăturii, umedă de rouă, Parcă era o ființă vie care dormea și ea. Tăcută, nevasta lui se trezi la celălalt capăt al prispei, înveli copilul lăsându-l să mai doarmă și cu pași parcă nesimțiți, intră în tindă. Țugurlan văzu pe ea tot așa cum vedea curtea și împrejurimile. Da, aceasta era lumea. Șoseaua trecând pe la poarta lui, șoseaua oamenilor, a satului, Gardurile liniștite, fântâna, fântâna din care oameni și vite beau apă, doi salcâmi în alți în dreptul porții, pe unul din ei mici cruci semne ale morții, ale copilor pe care îngropase, și peste toate acestea cerul curat, iar pe prispa casei, el, țugurlan, în mijlocul acestei lumi. Ce bine ar fi să primești de la lume doar această pace atâncă. Țugurlană și aminti iar de întâmplarea de la fierărie și de întrebarea care nu-l lăsase seara să adormă. Și această pace de o clipă se destrămă. Fără să-și dea seama pentru ce, întrebarea revenise într-un fel și mai supărător decât a seara. Nici pomeneală că nu din pricina lui Iona lui Miai înjurase pe oameni. Iona lui Miai și așa nu înțelegea ce se discuta acolo. Tulburat, Zugurla nu uită să se mai dea jos de pe prisp. Astfel de întrebări supărătoare mai avusese de câteva ori în ultima vreme, dar le uitase, le alungase repede. Asta din urmă, deși pornea de la un fapt neînsemnat, amenința să stăruie mai mult asupra lui. Prima dată se întâmplase într-o zi când copilul său venise de la școală plângând. Era toamnă târziu, Țugurlan încă nu-i făcuse roz de încălțăminte și băiatul umbla de sculți. La școală ajungea cu picioarele roșii de frig și într-o dimineață, când s-a așezat în bancă, s-a tăiat în niște cioburi de sticlă pe care îi le pusese acolo colegul său, Toderici Artur, băiatul directorului. Învățătorul, care nu se avea bine cu directorul, îl pedepsise pe Toderici Artur și acesta, ca să se răzbune, îl pândise pe colegul său Țugurlan și, cu ajutorul altor copii, îl pusese jos și îi băgase pământ în gură. După ce ascultase această poveste, Țugurlan își luase copilul între genunchi, se uitase crunt în ochii lui limpezi și îl înfricoșase astfel. Dacă mâine la prânz nu vi să-mi spui că ai spat capul ăluia care ți-a băgat pământ în gură, te umor cu bătaia și îi cărpise și o palmă ca să-l facă să priceapă că în astfel de lucruri nu avea tată. Copilul însă avea mamă și s-a dus și a spus ei și ea l-a înțeles, iar de tatăl său a început să se ferească. Sugurlan a băgat de seamă și pentru întâia oară s-a simțit cuprins de neliniște. Oare nu așa trebuie crescut copilul să învețe să se apere singur? Și deodată, Țugurlan s-a pomenit întrebându-se pe el însuși de cine și de ce s-a apărat el toată viața și unde a adus această apărare. Și și-a dat seama că, de fapt, el crezuse până atunci că avea să ducă undeva. Altădată stătea la poartă și a trecut cineva pe drum și i-a dat bună ziua. Țugurlan nu dădea nimănui bună ziua și nici nu răspundea când i se dădea lui. Nu i-a răspuns nici acestuia, dar s-a pomenit întrebându-se pentru ce îmi dă el mie bună ziua. El nu știe cine sunt și atunci de ce. Dar, la urma urmei, cine sunt eu? Iar acum, în legătură cu fierăria, din nou. De ce, ducându-se acolo, se purtase așa cum se purtase? Îl supăra mai ales faptul că muromete nu se sinchizise deloc de înjurături. Lasă-mă, ne lumea să trăiască în pace spusese el, iar la sfârșit nu se știe de unde scosese moromete că trei chestiuni rezultă din cele spuse de Țugurlan. Se sculă de pe prispă nemulțumit și se duse în grădină să cosească iarpă pentru cal. Sigur că da, gândi el întărătat. Când ai două loturi, cred și eu că nu spasă pasă când te înjură al de Țugurlan. Dacă ar mai fi să fie patruzeci de moșii, în toate patruzeci v-ați repezi. var dracu pe toți! Trugurla cosea iarba și gândurile sale recurgeau fără oprire, negre și tulburi. Trei chestiuni rezultă din cele spuse de mine. Chestiuni ai? Astea la tine sunt chestiuni. Și ce deștept să v-ați făcut voi, mă? Se apucă domnul Moromete să-i spună lui Dumitru lui Nae cum a fost împușcat fratele la București. Parcă ai fost acolo al dracului. Și când te gândești bine, habar n -are. Tugurlan se șterse pe frunte cu mâneca, înfipse coasa în pământ și se aplecă să strângă iarba. Ce bine mi-ar fi și mie, gândia apoi mai departe în grajd, în timp ce dădea cuțesala pe spinarea calului. Ce bine mi-ar fi să știu acum că la deal îmi crește porumbul pe șapte pogoane, iar pe alte șapte pogoane pleznește bobul de grâu în spic. Aș sta și eu iarnă, după sobă, ca domnul Moromete și aș ști o să-l pun pe mărin să citească povești. Țugurlan se opri din țesălat și rămase câteva clipe gătuii de amintiri. Marina lui se rugase într-o seară de iarnă să-l lase să se ducă pe la Nicolae lui Moromete, cu care era într-o clasă, să citească cu el povești. Nu-l lăsase și această amintire îi făcu rău lui Țugurlan. La urma urmei, de ce nu-l lăsase? La urma urmei, Moromete... Sugurlan se pomeni gândind, fără voia lui, că niciodată până acum nu se oprise atât de stăruitor asupra cuiva. Îi disprețuia pe toți fără alegere și fără nume. Cei cășunase se acum pe muromet. Dă-l în măsa cu loturile și cu chestiunile lui. Încercă Sugurlan să alunge totul din minte. Dar ceva cu neputință de explicat îi aduse în ureche glasul acestuia, parcă a cum stătea acolo la fierărie și citea ziarul. Domnilor, așa și pe dincolo, ocupațiunea lor mentală. Ce ciudat citea! Vă rog să mă credeți că nu eu am scris drăcovenile astea, parcă vrea să spună moromete tot timpul. Nedumerit, Țugurlan lăsă sălatul, și se așeză pe marginea ieslei. Primul agricultor o a fi având pământ? Își aminti el într-un fel uimitor discuția lor despre rece. Are, zicea Cocoșilă, are așa, cam la vreun loc și jumătate. Are mai mult, zicea altul, fiindcă trebuie să-l țină și pe la amicul pe Mihai, trebuie să-i dea să mănânce. Ești prost, zicea cocoșilă. Ăla micu are lotul lui de la măsa, Zugurlan rămase o clipă cu privirea în gol, apoi deodată izbucni într-un hohot furios. Tu, firațai dracului! Scuipă el în pământ și rămase mai departe pe ieslea grajdului, negru la față. Dar dacă amintirea acestor lucruri nu îi zbutea să răzbată în afară și să-i lumineze chipul posomorât, simțea totuși cum ceva se topea în el. Cunoștea și el starea în care mintea contempla în liniște lucrurile și pătrundea dincolo de ceea ce arătau ele că sunt. Era o bucurie deosebită și rară. El se înfuriase când Moromete citise discursul regelui. Ei, din potrivă, se înveseliseră. Nu era oare înveselitor că descoperi că un rege părea mai puțin deștept decât Iona lui Miai? Îngândurat, Sugurlan se ridică de pe marginea iezle și ieși afară. Se duse în casă și se întinse în pat. Da, așa o fi, continuă el să gândească. Dar săracul Ion al lui Miai era un nevinovat. Pe câte vreme primul agricultor avea sute de mii de hectare, Sugurlan știa acest lucru de la fratele său care, înainte de a intra la grivița, muncise câteva verbe moșiile coroanei și când o țară întreagă îl lasă să se lăfe cu atâta pământ, nu mai arde mie să mă înveselesc că e prost. Lasă că bine v-am făcut că m-am repezit în voi, gândiți Sugurlan mai departe despre cei de la fierărie. Să vă mai gândiți și voi că nu toată lumea are timp să se înveselească. Dacă de altceva nu suntem în stare, înveseliți-vă bari mai puțin firaței tracului. După masă, Țugurlan se gândi să se ducă și el la fierărie să-și dreagă secerile. Muiera i-a spuse că au terminat mălaiul și că trebuie să se împrumute de la cineva altfel o să-i apuce secerișul fără nimic în hambar. Vezi la Ioana lui Miai? răspunse Țugurlan, îndreptându-se spre poartă. N-are nici el. Țugurlan se opri o clipă fără să se întoarcă. Vezi la Tudor Bălosu, spuse el. Nu mai au de la Tudor Bălosu, se feri și se rugă femeia. O să ne cheme iar la secera ce ai văzut ce ne dă el să mâncăm. Cere și tu la cineva, se scutură în cele din urmă țugurlan și porni pe lângă garduri cu secerile pe umăr. Sigur că da, domnul Moromete, bolborosi păi apoi în gând. Tu n-ai nevoie să te împrumuți. Te găsește secerea cu făină veche în hambar? Sugurlan se pomeni ispitit să-i ceară lui Moromete să-l împrumute. În astfel de împrejurări, el cerea ori de la cineva care rupea de la gură ca să-i dea, cum era Iona lui Miai, sau Marmoroș Blanc, ori de la Tudor Bolosu sau crășmac, cărora le făcea zile la câmp niciodată însă de la acești oameni ca moromete, nici săraci, nici bogați, și cărora le tremura mâna până se hotărau să spună da sau nu. Lui Țugurlan îi veni un gând. Să-i ceară lui Moromete să-l împrumute și apoi, fiindcă era sigur că acesta n-avea să-i dea, să-i scoată pe nas deșteptăciunea de la fierărie. Nu mai zici că rezultă trei chestiuni? Și să-și bată încă o dată joc de el. Capitolul 10 Moromete era acasă, dar mase poarta și își făcea una nouă. După ce plătise cu bani de la aristi de partea de foncire pe care i-o cerea jupuitul și amânase jumătate din ea până spre toamnă, se dusese a doua zi la gară și cumpărase cu restul de bani o căruță de uluci. Nu se mai Atât poarta de la drum cât și gardurile grădinii se înnegriseră și putreziseră de tot, trebuiau altele. Începuse întâi cu poarta de la drum și lucrease la ea două zile. Acum era pe sfârșit cu poarta și nu se grăbea deloc să treacă la grădină. O poartă sau un gard le pui odată la zece ani, dacă nu chiar la mai mulți? Asta depinde de o lucă, Dumitre? îi spunea morometelui lui Dumitru lui Nae, care tocmai făcea observația de mai sus. Depinde de ulucă, repetă el. Asta care am luat-o eu, explică el, e o lucă bună, e fag. Nu prea ai stacheții buni, observă Dumitru lui Nae după câtva timp și glasul lui făcu ca pe o distanță de 10-15 case toată lumea să audă ce fel de stachete avea moromete. Era și cocoșil acolo. Alături, cu un topor în mână, Paraschiv ascuțeau lucile pe un trunchi. Nicolae stătea pe vine lângă tatăl său și pândea când să-i dea cuie. Fără să se uite, Moromete lua cuiul din mâna întinsă a lui Nicolae, îl potrivea lung, uitându-se de câteva ori în spate să vadă dacă ștacheta va fi prinsă drept la mijloc, apoi cu Tesla împrumutată de la Dumitru lui Nae, bătea adâncul Luca, mai stăruind apoi și cu lovituri nefolositoare asupra cuiului, care pierise în lemnul alb, vrând parcă să spună că e de dorit ca acest cui să nu mai iasă niciodată de acolo. Era unul al dracului, unul nastratin, zise cocoșilă scuipând subțire înaintea sa. Și-a pus poarta pe foc și pe urmă tot el s-a supărat. Niculae, adu Lucile, ucile, ceru moromete. Paraschiv se oprise din ascuțit. Ridică porul și continuă să ascută mai departe. Hotărâse plecarea la București chiar în seara aceea și era supărat că Nilă întârzia să se întoarcă cu caie de la Islas. Era furat de gânduri. Ce sești tu, cocoșilă?" întrebă Moromete. Paraschive, bate tu astea care au mai rămas." Moromete lăsă la jos și se căută prin buzunare să găsească o hârtie. O găsi și o întinse lui cocoșilă sub nas. În locul unde e poarta asta era gol, spuse Cocoșilă în timp ce umplea cu tutun foița lui Moromete. Poarta mică o pusese și paia pe, pe foc și venea cum aș veni eu la tine, intra prin golul ăsta mare. Cine, mă? întrebă Moromete, sâcâit că nu înțelegea. Apoi înțelese. Aha, când venea cineva pe la el. Așa, mă, și striga din casă de la geam că de ce intră pe poarta mare, adică prin locul unde fusese poarta mare să intre tot pe poarta mică. Cum e Nicolae? Într-o zi, n-a hogea, lemne de foc neavând, spuse Nicolae începutul acelei povești. Păi ce dracu mai păsa lui pe unde intră? Se miră leneș Dumitru lui Nai. Păi îi păsa? zise Moromete, așezându-se jos cu țigarea în gură. Să nu uite omul unde a fost poartă. Nu trebuie să uităm ce a fost, mai adăugă el. Poate facem loc la ce nu mai e. Nicolae dădea acum cu el lui Paraschiv. Într-o vreme nu se știe ce văzu el la fratele său, că în loc să ție cu ele cu vârful în jos, cum le ținuse până atunci, le întoarse și, zâmbind viclean, le ținu în așa fel că Paraschiv, când întinse mâna, se înțepă în ele. Mă, da prost mai ești!" bolborosi Paraschiv cu dispreț îngăduitor. Nu așa!" Dar cum?" întrebă Nicolae nevinovat. – Invers! Dumitrul lui Nae se ridică alene de jos, de pe iarbă. – Mă duc acasă! spuse el, parcă nemulțumit de ceva. – Paraschive, vei să nu știrbești Tesla! Paraschiv ridică fruntea și se uită țintă la el. – Păi, dar ce bă, nea Dumitre, eu bat cu ele cu tăiușul? alt cum era, Dumitrul lui Nae văzut peste garduri ceva care îl făcu atent. Trece țugurlan, spuse el și rămase în picioare. Unde dracu s-o fi ducând? Se mira apoi fără niciun rost și, fiindcă nimeni nu zise nimic, își dezveli dinții și mai adăugă. Păzea cocoșilă! Spre uimirea lor, Țugurlan, care se apropia încet pe lângă garduri, când ajunse în dreptul porții lui Moromete, se opri și se uită înăuntru. Ce, Țugurlan, el cauți pe cocoșilă?" zise Dumitru lui Nae, destul de străveziu. Vezi să nu te caute eu pe tine, răspunse țugurlan și împinse poarta noua lui Moromete și se apropie de locul de sub salcâm, unde acesta și cocoșilă stăteau pe jos. O clipă se uitară rățintă la el, apoi își feriră privirile. Bună ziua, zise țugurlan, cu glasul său neprietenos, și ceilalți, de uimire, uitară să-i răspundă. Să trăiești, sugurlani, răspunse în cele din urmă Moromete, cu un glas curat și grăbit. Uite, mai dăm și noi din coadă până vine secerea, Că după ce vine Nicolae poroncii atunci Moromete stăpân pe sine. adu un scaun, luneantul Gurlan. Dumitru lui Nae nu mai plecă, iar cocoșii arătă arată ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic între el și țugurlan. Când Nicolae aduse scaunul, Țugurlan se făcu că nu vede și se așeză și el pe jos, pe pământ. Rămase apoi tăcut și așteptă tot așa cum așteptau și ei, având aerul că a venit așa, degeaba, și care de gând să stea așa, degeaba, cât timp au să stea și ei. Cineva trecu pe drum și, din pricina lucilor albe, nu-i văzu pe cei din curte. Ce mândrețe de om mai și Vasile ăsta al lui Tăbărgel, zise Moromete, urmărindu-l cu privirea pe cel care trecea. Și că și bate muerea în curte să-l toată lumea, iar aia strigă în gura mare, Aoleu, firar al dracului, pe aici n-ai dat! He, 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 Dumitru lui Nae cu plăcere. Păi a prins-o de vreo două ori cu unul alu trăilă. Și că-i zise, firaia dracului cu țigani, întrerupse Moromete și schimbă repede vorba. Mai bate un cui, nu Luca aia paraschiv. Jos, mai bate un cui, că ești tachetul mai gros. Din curtea lui Tudor Bolosu se auzi glasul spălat al lui Victor, care îi spunea ceva lutat său. Am auzit că vecinul tău, Moromete, a mai cumpărat două pogoane, spuse Dumitru lui Nae, înțelegând că lui Moromete nu-i place să audă vorbindu-se de șuchiat. Așa e vorba, răspunse Moromete. Hm cu el după câteva clipe de tăcere. Iar îi amendează al de pisică pe copiii ăia lui. A trecut paci pe la mine după ce a vorbit cu Tudor bolosul al alteri. Ce faci, Traiane? Iar vin pământ?" îl întreb. Nu vând," zice. Îi amendez iar pe copiii ăia." Mai ai?" zic. Ce?" Pământ." Gata," zice. Nu mai vând decât astea două pogoane. Mai am două. Le păstrez pentru tutun." Omul de care pomenea Muromet era cizmarul satului. Avea o droaie de copii pe care cizmarul îi amenda mereu vânzându-le pământul. He, 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 râse Dumitru lui Nae, gânditor. Nu știu ce dracu are să facă el cu copiii ăia când s-or face mari. Păi ce vrei să facă Dumitre? se miră muromete. Când s-or face mari și lui veni vremea sensoare, o să le spună al de său. De vândut pământul, vi l-am vândut. De învățat să fumați, v-am învățat. De băutură, mai învățat și singuri. Hehehe! <gântu -i> Dumitru lui Nae, de asta dată cu satisfacție, așezându-se mai bine pe pământ. Zău mă, ce vorbești? Între timp, aproape pe neobservate, mai veniseră vreo câțiva inși care se așezară pe iarbă fără să se anunțe prin bună ziua. Erau vecinii lui Moromete. După felul cum vorbise, Moromete părea să aibă ceva nou de spus despre Traian acela, deși ceilalți știau tot ce se putea ști despre el. Acest Traian pisică nu vânduse din lot chiar în data ce l-a avusese. Din potrivă, ambiția lui fusese să-l mărească și într-un fel chiar izbutise, plătindu-și titlul de împroprietărire și impozitele din cizmărie. Nu era lui încă îi strică planul. Început să-i toarne la copii, întâia oară îi făcu doi gemeni, după aceea patru copii în mai puțin de șapte ani, apoi iarăși doi gemeni și încă timp de șapte ani, alți cinci copii. În acești ani, iarna sau vara, pe vreme rea ori în zile frumoase de primăvară, cine trecea prin dreptul casei cismarului trebuia să-și pună amândouă mâinile la urechi și să grăbească pașii. Zarva celor 13 copii ai lui semăna cu aceea pe care o fac țiganii pribeci când chefuiesc ori se iau la bătaie. Pe seama gălălgiei și urletelor care se auzeau uneori din casa lui, femeile spuneau în mod firesc că era vorba să fie pricepută mai bine neorânduiala sau dezmățul din vreo familie. Ca la al de pisică! Cine? Pisică, mă, Dumitre? exclamă Moromete văzând că Dumitru lui Nai își întinsese picioarele lui lungi, pregătindu-se să asculte. Păi voi nu știți niciunul cu cine avem noi de-a face aici în sat, anunță el cu glasul acela nepărtinitor, care parcă nu era al lui. Să căutați în toată România, de la munte la baltă și la turși să căutați și altul ca el nu mai găsiți. Cocoșilă, gelos de ceea ce avea să urmeze, îl întrerupse pe Moromete spunându-i că minte, e prost. Moromete răspunse că nu, nu, nu minte. Și ca să convingă pe ceilalți care ascultau, începu cu o falsă înflăcărare și seriozitate să se înjure la persoana a treia că ceea ce spune el e adevărat. Atunci cocoșilei răspunse că dacă e vorba pe așa, să răscolești în toată lumea și unul ca parizianul n-ai să mai găsești. Moromete vrut să-i dea lui Cocoșilă replica cuvenită, dar ceilalți îl apucară de mâini și îi potoliră cu șiretenie falsa lui în fierbântare. Hai, Moromete, lasă-l pe Cocoșilă! Spune, de ce zici că nu mai găsești altul ca pisică? Nu există, domnule! exclamă Moromete și ridică mâna în sus și se înjură din nou la persoana altuia că nu există. Cineva care nu l-ar fi cunoscut pe Moromete, ar fi putut crede că între el și pisică s-a petrecut ceva neobișnuit. De fapt, nu se petrecuse nimic. Moromete se dusese într-o dimineață să-i vadă pe el pisică ce fac ei când dorm. Atâția copii, cum se scoală, ce le spune pisică, ce face el și muierea, dacă se pun la masă și, în general, cu ce se ocupă această familie și mai ales din ce cauze atâta zarvă și zbierete și gălăgie și răgnete care se aud de la 5 km. Am fost într-o dimineață la el. Trebuia să mă duc în ziua aia pe la obor și nu aveam cu ce să mă încalț, începă moromete, mințind din capul locului. Ține-mă cu ele aici!" Nicolae, unde te uiți? Se răstie în clipa aceea Paraschiv. Ce faci, mă, acolo? Se miră moromete, uitându-se la Nicolae, care și el se uita la tatăl său cu niște ochi sticlind de nerăbdare. Muierea zice, ia cizmele și tute cu ele să ți le dreagă, le-au ros ce acolo în pod. Iau cizmele și plec spre pisică. Erau ele bune, trebuia numai să le bată niște cuie pe talpă, că aveau tălpile desfăcute. Intru înăuntru și bună dimineața, bună dimineața, pisică cu ai lui în pat. Uite mă, Traiane, trebuie să mă duc pe la obor și e noroi afară. Nu e bun Bocancu, bate-mă la câteva cuie și ungele cu ceva, îi spun eu. Nu știu dacă ați mai fost vreunul la casa la el. Tu ai fost vreodată cu coșilă? N-am fost. Păi tu unde spingelești și Bocanci? Eu mi-i pingele singur. Nu știu, dar eu n-am mai văzut paturi ca a lui pisic. Eu zic că zece paturi de-astea de ale noastre nu fac cât unul de-al lui. Dar ca să nu zic zece, zic cinci. Erau așezate acolo, în magazia aia lui, fiindcă așa de mare e odaie unde stau ei, ca o magazie. Când să mă așez pe scaun, o dată mă pomenesc că mă apucă cineva de gât și se încleștează de spinarea mea. Întorc așa mâna spre ceafă, îl apuc de păr și îl dau jos să mă uit la el. Un ăla ca un gherlan de-o se uita la mine și făcea, o, oh, wow, wow. Ți mă cu ele astea ei sau acum ați dau una după ceafă? Amenință paraschiv de lângă uluci. Ține cu ele acolo, Nicolae, zise moromet. Era băiatul ăla lui, micu și mutu. Pisică din pat când vede gherlanul ăla pe mine, bate din palme. Sfâr-sfârlică, zice, n-a la tata din țigări. Hai mă, traie ne zic eu. Scapă oborul, vreau să-mi cumpăr niște cartofi. Ce faci? Traian, în loc să-mi răspundă, îl văz că își umflă pieptul și odată urlă de răsună toată magazia. Deșteptare! Știți? Ca la armat. Ei, zic eu, ce să-i faci? Aici trebuie instrucții. Nici n-apuc eu să-mi vin în fire că îl văz pe gherlanul ăla că sare de lângă tață așa cum era, fără izmene și cu burta goală, începe să țope și să joace sărba peste spinările lor la care dormeau. Știți cum sărea? Peste nasurile lor, peste ochi, peste capete, pe grumaj, sărea și mormăia. Încep urletele. Au, chiu, jap, ținte, nene! Începe păruiala. Moi la ani și la muierea lui, nimic. Muierea căsca și cu pieptele în mână începuse să se țesale. Traian își răsucea țigarea și numai așa, din când în când, ridica fruntea. Sfârfârlică, zicea, n-a la tata din țigare, lotear dreaci. Din paturile lor, copii au sărit jos și acolo în fața mea a început o viermuială. Trei-patru din ei, oia mai mari, căuta să-i desfacă, dar ce să desfaci, că uite așa le umblau cracile pe sus și se rostogoleau și se dădeau de a boa și se loveau la burtă și păriau cămășile pe ei și se bășeau și le curgea sânge din nas. Traian din pade acolo, uite așa spunea, Știi, întâi ce și subțire, sfânt. și pe urmă tot mai gros, Fălică! Traiane, strig eu, dă mă în ei că-și facă mășile ferfeniță. Păi tot le iau eu, altele, zice. Bine, dar dă nii, ei, de ce îi lasă urle așa? Dacă dau în ei, atunci să vezi urlete te moromete, zice el. Ce ai cu mine, nene, ești nebun?" strigă Nicolae indignat. Ce ai cu el, Paraschiv?" Se miră moromete, dar Paraschiv bătea în lucă mânioși și nu răspunse. Ține bine cu ele, Nicolae!" Au scocoșilă. Cum crezi tu că s-au astâmpărat cei 13 copii ale Pisic? Crezi că de bună voie? Nu, fiindcă unii intraseră pe supatul și se gătuiau pe acolo, alții pe după sobă, alții să rămână pe calapade, se pocneau cu ele. Și în timpul ăsta, muiera lui Traian, Taman, se terminase de țesălat. După ce termină ea așa, o văz că se ridică în picioare, înfige pieptenele sub grinda casei, își duce o mână la ureche, își vâră un deget în ea și începu să-l miște așa de repede ca și când i-ar fi intrat ceva înăuntru. Ei, ciulco, ia uite, ia, ia uite, ia!" La glasul ei văz că una dintre fete se oprește din zbânțui și când o vede pe măsa cu degetul în ureche, rămâne cu ochii beliți. Măsa iar. Ciulco, ia uite ea! Fata e una mică de vreo șase ani. Seamănă cu să Se apucă cu mâinile de păr, se lăsă pe vine și început să urle ca gură de șarpe. De ce urla ea? exclamă moromete nedumerit. N-am putut să pricep. Chestia e că s-a făcut liniște, nu era și-a scos degetul din ureche și fata a tăcut și ea dintr-o dată. Știți? O dată a tăcut. Îți spusea din aur, Dumitre de Tutun, Moromete se opri și se uite la cocoșilă. Fiindcă veni vorba de tutun, spuse el cu alt glas, mai dă-mi o țigare, cocoșilă. Tu nu fumezi țugurlane? Nu, răspunse țugurlan răgușit. Al de trei ani pisică, continuă Moromete, pune numai tutun pe pământul lui. Când am fost eu cu cizmele după încăierarea de dimineață care mi s-a părut că ține loc de mâncare, îl văz pe Traian că se ridică din pas și strigă. Haide, gata, toată lumea l-a păpușit tutun. A ieșit liota afară, s-a suit în pod și s-a întors cu șiruri de tutun. În plus era casa, 12 înși, făceau păpuși și fumau. Afară de doi mai mici și de fete, toți fumau. Tranzice zice că el câștigă cu pusul tutunului mai mult decât scoteu de pe un lot. Ei, pe urmă s-a așezat el pe scaun și a început să îndreagă cismele. Îndregea cismele și îl chema pe la micu. Sfâr, sfârlică! N-a la tata din țigari! Și scotea țigarea din gură și dădea aluia să tragă din ea. Dumitru lui Nae mișcă fălcile și rămase cu dinții dezveliți, într-un râs mut, cu privirea sticlind de satisfacție. După ce își mânca astfel prăcerea pe care o făcuse moromete, se miră. Și ce dracu face el cu banii de pe pământ? Păi nu-i trebuie să-i bea Dumitre, exclamă Moromete nedumerit, că încă nu se înțelesese bine acest lucru. Gata poarta Moromete, zise Cocoșilă, uitându-se la Paraschiv care bătea ultimul cui. Moromete se uită și el gânditor la Paraschiv. După câteva clipe de tăcere, își lăsă fruntea între genunchi desfăcuți și se îndoi. Nu e gata, spuse el. Mai trebuie un vițel care să se uite la ea. Se ridica apoi să vadă cum a bătut paraschivul lucile. Ceilalți înțeleseseră că au stat destul și se ridicară să plece. Hai, Țugurlane, mergi la fierărie, zise Dumitru lui Nae, uitându-se la secerile lui Țugurlan. Păi, Țugurlan a venit pe la mine, ce să caută la fierărie? Se miră moromete cu spatele. Văz că e cu niște seceri. Aia e altceva, zise Moromet. Dar cu tine ce e cocoșilă? Îl întrebă apoi pe cocoșilă. Parcă ți lipsește ceva. Niște parale, zise Dumitrului Naerar și cuvântul parale se urcă în salcâmi și pluti de prin împrejurim. He, 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 uite la cocoșilă, se înveseli el. Parcă ar zice că nu-i trebuie. Fuoșcă ești prost, mormăi cocoșilă supărat, nu se știe de ce, și ieși pe poarta agale fără să-și ia ziua bună. De altfel, tot așa făcut și Dumitru lui Nae, iar moromete nici nu-și întoarse spatele. Se despărțeau ca și când s-ar fi înțeles să se vadă îndată în altă parte. Cocoșilă era totuși supărat. Moromete spusese, Țugurlan a venit pe la mine ceea ce însemna că se purta prietenos cu unul cu care el, cocoșilă, era certat. Asta nu se face. Ei, ajunge, strângeți de pe aici! Moromete lăsă poarta și veni lângă Țugurlan. Strângeți de paci și plecați, înțelese sără Paraschiv și Nicolae. Ce mai faci, Țugurlan? Zise Moromete întreagăt, așteptând ca Paraschiv și Nicolae să plece de acolo avea totuși un glas deosebit pe care nu l-a avusese mai înainte. Ce să fac?" mormăit gurlan răgușit de atâta tăcere. Bine." Apucă-te de gardul de la grădină, Paraschive, că până mâine trebuie să-l terminăm și pe el, mai spuse Moromete, în timp ce Paraschiv se îndepărta. Până mâine ai să vezi tu ce o să fie, îi răspunse Paraschiv în gând. Capitolul 11 Țugurlan continua să tacă. Ceea ce văzuse și auzise aci era același lucru, aceeași vorbărie fără noimă, pe care o mai auzise și la fierărie și fără de care acești oameni se pare că nici nu puteau trăi. Acolo ziarul fusese acela în jurul căruia ametiseră învârtindu-se, aci povestirea lui Moromete despre traian pisică ceea ce lui mise însă pe Țugurlan și îl făcuse să părăsească gândul de a-și mai bate joc de ei, era faptul că ei pluteau pe apa aceasta lor cu atâta seninătate, încât era cu neputință să nu-ți dai seama că acest fel de a fi era de fapt bucuria și libertatea lor. Dacă ar mai fi avut și niște parale, cum spunea Dumitrul lui Nae, n-ar mai fi dorit nimic, nici pentru ei, nici pentru el. Moromete cel puțin, se pare că chiar ajunsese acolo, adică să-și ajungă lui însuși cu ce avea. Era sănătos, avea copii sănătoși, avea două loturi de pământ, era un om deștept cu care îți făcea plăcere să stai de vorbă. Țugurlan trebuia să convină că un om supărat nu putea asculta povestirea lui Moromete despre pisică fără să uite o clipă de supărarea lui. Și pe lângă toate acestea mai era și un om bun. Acum, la sfârșit, Țugurlan nu se mai îndoia că moromete avea să l împrumute cu bucate fără să stea pe gânduri. Ce om ciudat! Dar, la urma urmei, de ce se purta el așa de prietenos? Se întreba Țugurlan. Nici rudă nu era cu Țugurlan, nici prieten, nici prieten cu un prieten de-al lui Țugurlan. Ce e cu prostola de cocoșilă? Se pomeni Țugurlan întrebând. Tot el mă înjură și tot el e supărat. Abia mult mai târziu avea să-și dea seama Zugurlan pentru ce simțise el nevoia să se împace cu cocoșilă. Și nu era vorba numai de cocoșilă. Întrebările lui din ultima vreme porniseră de fapt din această nevoie de a se împăca cu lumea, dar el încă nu-și dădea seama de acest lucru. Păi nu, zice că tu l-ai înjurat întâi, explică Moromete cu anume veselie, care de fapt ținea partea lui Zugurlan. Păi așa și pe dumneata te-am înjurat și dumneata, de ce nu te-ai supărat? Se răsti țugurlan și în aceeași clipă se făcu roșu ca para focului. Nu, pe mine mai combătut? Zâmbi morometeți cu subțire printre genunchi. Aia e altceva. Țugurlan arăta cuprins de o puternică emoție. Niciodată nu făcuse ceea ce făcea acum. Moromete, spuse el cu voce scăzută, intens. Uite, ascultă-mă aici. Dumneata ești singurul care meris loturile pe care le ai. Ei, nu mai spune mă, gurlani, se înveseli sincer moromete. Da, să ții minte asta de la mine, spuse Gurlan cu un glas profetic care îl făcu pe moromete să tresar. Acum uite de ce m-am oprit la dumneata. Împrumută-mă cu un sac de porumb. Mă, Gurlan, n-am porumb, exclamă moromete. Grâu dacă vrei, Dăm greu că găsesc eu să-l schimb. Ai sac? Am acasă. Ia cu sacul tău și mi-l dai tu îndărăt. Moromete se ridică în picioare. Zugurlan apucă secerile și porni spre poartă. Trec după ce mă întorc de la fierărie, spuse el și se îndepărtă repede pe lângă gardă. Iar spre seară, când plecă de la moromete cu sacul în spinare, toată lumea află și se miră și nu înțelese nimic din această neobișnuită purtare a lui Țugurlan. Acasă, el îl găsi pe cumnată său Grigore Armeanca, care îl căutase și duminica trecută. Muiera îl întrebă pe Țugurlan de la cine luase el un sac de grâu și se îngrijoră. Nu cumva s-a împrumutat iar la Tudor Bălosu sau la Crășmac? Ei, ia spune Grigore, ce s-a întâmplat? Se adresă Țugurlan cum lui său, după ce o liniști pe mâirea lui, spunându-i de la cine am împrumutat grâul. Am vrut să trec eu pe la tine, dar n-am avut vreme. Am lucrat zilele astea la gară la silos. Țugurlan avea de la moșie doar două pogoane de pământ, deoarece nu-i convenea să dea maiorului jumătate de pe un număr mai mare de pogoane alții luau mai mult. Iona lui Miai, de pildă, muncea vreo o pogoane. Anul acesta, Tsugurlan câștigase mai bine lucrând cu ziua la gară, unde se construia un silos. Ascultă, cumnate, ce să fac eu cu ăștia lui Aristide? Al de tache vrea să mă dea afară, spuse Grigore Armeanca, după ce Zugurlan se așeză lângă el pe prisp. Zugurlan nu zise nimic. Cumnatul său era de mult mecanic la moară și din asta trăia. N-avea nici el pământ. Numai că dându-i această veste, Grigore Armeanca, deși îngrijorat, avea pe de altă parte aerul că nu prea e lui să creadă că o să îi se întâmple chiar așa. Parcă ar fi vrut să-i spună lui Tsugurlan ce o să îi se întâmple. Ascultă, cumnate, -te, te dă sau nu afară? Întrebă Tsugurlan, uitându-se la el curios. Ți-au spus ei că or să te de afară? Nu mi-au spus ei, mi-a spus al de isosică. Și al de de unde știe? I-a auzit vorbind. Părea limpede, dar Grigore Armean că ar fi vrut să nu fie adevărat. Uite de ce, explică el. Dacă ei mă dau afară, eu pot să-i dau în judecată și să-i pun să-mi plătească locul. Eu pot să nu cer bani pentru loc și atunci ce o să fac? O să mute moara de pe locul meu? Nu înțeleg, se miră țugurlan. Moara lui Aristide e așezată pe locul tău? O parte. Păi atunci ce-ți mai pas? Se miră din nou Țugurlan. Dar tot nu înțeleg, moara lui Aristide e chiar pe locul tău? A vrut el să o facă dincolo în vale, dar la mine e taman locul unde se întâlnește șoseaua de la Tătărăș cu drumul dinspre Ciolănești și pe vremea când a făcut-o el mai avea creșmac moara aia cu piatră. Nu s-a mai dus nimeni din partea asta la moara lui Crășmac. A știut el, Aristide, ce face. Păi acolo parcă e o măgură, se miră mai departe Țugurlan. Pe păi partea aia de măgură a mea și Aristide credea că e a comunii. Când i-am spus, a zis că o să ne înțelegem noi, o să mă ia să lucrez la moară. Ei, și acum iese fiul Sotache din școala de meserii și vrea să fie el mecanic. asta e poveste. Păi, dacă el la parcă vrusese de să-l facă popă. A, a rămas repetent, spuse Armeanca, făcând un gest de lehamite. E limpede, spuse Țugurlan după câtva timp de tăcere. O stă de afară. Nu era însă deloc limpede. Grigore Armeanca nu-i spunea totul. Era o poveste pe cât de simplă, pe atât de uluitoare, pe care nu știa decât Grigore Armeanca. El vroia cum să se folosească de ea ca să nu fie dat afară, dar nu știa dacă o să izbutească și de aceea venise să se sfătuiască cu cunatul său. Era vorba de faptul că proprietarii furau de mult grâul și flarea soarelui din cele trei sate care măcinau la ei. Ideea avusese năstase fratele cel mare al lui Aristide, care era coproprietar. Moara avea o țeavă de scurgere pentru rămășițe, irimic, și la început, pe când mai exista încă moara lui Crășmac, acest irimic, omul și-l lua acasă să-l dea la păsări, dar după ce moara lui Crășmac fusese părăsită, a de făcuse ca pe nesimțite, irimicul acesta să fie considerat ca făcând parte din uium. Văzând că oamenii înghit mica hoție, năsta se plănuise pe cea mare, care îi zbutese din plin. Furtul se făcea sub ochii lor, Printr-o a doua țeavă de scurgere, nu prea ingenioasă, care pornea chiar de la coș. Oamenii care măcinau se sprijinau chiar cu mâna de ea, fără să le treacă prin cap ce fel de scurgere avea țeava aceea. Ei controlau doar irimicul să nu fie prea mare, adică nu cumva ca proprietarii să tragă odată cu irimicul și boabe curate. Țeava nu era prea ingenioasă, dar ideea era, fiindcă tragerea se făcea pe nesimțite și cu anii, devenise lege că la o moară cu valțuri nu iese 100% făină. Furtul se stabilizase cam la un kilogram din 75 și aducea într-un an de zile câteva vagoane de grâu și floarea soarelui. Năstase nu ajunsese totuși la acest rezultat, fără să lupte împotriva amenințării de a fi descoperit. Legând băierile sacului, țăranul avea nu odată din dezlușita impresie că lipsește ceva. Nu mult, era adevărat. Dar de ajuns ca să-l facă să se uite dintr-o parte la coproprietar, să întârzie bănuitor cu mâna la gura sacului. Dar năstase care avea grijă să fie totdeauna acolo, devenea deodată grăbit, striga altul la rând, îl înghesuia pe om fie cu vorba, fie împingându-l ușurel să facă loc. Eu zic că nor să îndrăznească ei să mă dea afară. Dacă o să mă dea, am să spun la toată lumea hoțiile pe care le fac ei acolo de ani, de zile, spuse Grigore Armeanca pe gânduri. Sugurlan se făcu atent. Ce hoții? întrebă el. Cu cântarul, cu irimicul, se feri însă armeanca. Prostii, spuse Sugurlan cu dispreț. Vrei un sfat de la mine? îl întrebă apoi, scrutându-l liniștit. Da, dacă te dă afară, dă-i foc la moară. Să mă bagem pușcărie? Atunci, spuse Tsugurlan și dădu din numer supărat. Atunci du-te, dracul, de ce mai vii la mine să-mi cer sfatul? Ar fi vrut să-i spună de fapt Tsugurlan. Grigore Armeanca închei spunând că o să vadă el mai pe urmă. Țugurlan îl întreba apoi ce mai fac copiii. Mai vorbire câtva timp și la plecare, armean că-i aminti că vaca lui, care fătase nu demult, continua să dea o grămadă de lapte. De ce nu-l trimite pe mărim cu ala să-i dea niște lapte? Țugurlan răspunse că o să-l trimită. Seara, Țugurlan întârzie iarăși să adormă, dar de asta dată nu din pricina întrebărilor. Întinzându-se sub așternut, el simți cum se întoarce în el acea liniște adâncă și ocrotitoare, a cărei bucurie în cei 40 de ani pe care îi avea, Țugurlan nu o cunoscuse decât foarte puțin și foarte rar. O simțise mai puternic astăzi, când întârziase de dimineață pe prispa casei. Această liniște nu adormea întrebările și nici nu le dădea răspuns, dar le dădea un înțeles. Pentru ce? Nu se știe pentru ce, dar dacă așa a fost făcut, așa o să rămână. Și n-are niciun rost să-și pargă capul dacă asta e bine sau rău. Iar dacă vreodată o să afle și de ce, o să fie cu atât mai bine. Capitolul 12 în acea seară, fără ca moromete să bănească ceva, Paraschiv încălecase pe cai spunând că se duce să mâie noaptea cu ei pe câmp și o luase pe drumul spre București. Nilă l așteptase la Guica și de acolo încălecase și el și porniseră împreună. Era o seară cu un cer adânc încărcat cu stele. Cei doi ieșiseră în goană la câmp și se oprirea abia când lăsară în urmă valea satului cai tropăiau și sforeau în ne neînvățați cu drumul pe care erau duși. De nenumărate ori, din plină goană, căutară suia pe drumurile lăturalnice ale câmpiei sau chiar înapoi, atrași de zgomotele înfundate ale satului, de respirația lui abia simțită. La un moment dat, ni se opri și el, ținând calul pe loc. Tăcerea câmpiei era desăvârșită și întinderea ei învăluită de întuneric. Ceva se pare că începuse să-l neliniștească. El șopti cu un glas torburat, plin de îndoială. Paraschive, stai! Paraschiv se opri și el. Așteptă câteva clipe și, fiindcă fratele său nu spunea nimic, întrebă. Ce este? Nilă tăcea mai departe. Atunci Paraschiv se apropie și mai mult, strunindu-și calul, și întrebă iar, răgușit și intrigat. Ce este, mă? De ce te-ai oprit? Nila se uită încet îndărât, cu teamă, parcă s-ar fi așteptat să fie urmărit de cineva. Și liniștit. Mă, unde mergem noi? Paraschivii răspunse printr-o zmucitură a calului, pornind în goană înainte pe șosea. Calul lui Nilă porni și el pe urmele celuilalt goneau unul lângă altul în tăcere, a plecat peste coamele cailor și până aproape de întâiul sat prin care trebuia să treacă, în afară de un automobil cu niște faruri puternice, nu întâlniră pe nimeni. Tot în aceea seară, Vasile Boțoghină se pregătise și el de plecare. Între timp, copiii aflaseră și ei de la mama lor despre boala tatălui lor și despre vânzarea pământului. Batică umbla tăcut prin curte, parcă rătăcind, nevroind să intre în casă, deși boțoghin îl strigase de câteva ori. Numai Irina se uita întristată la tatăl ei. Stătea pe prag cu umerii ei micuți și strâmbi și îl urmărea cu mânghite rar și adânc dumicații. Într-o vreme începuse să-i povestească despre ceea ce se întâmplase în timpul dimineții la școală cum la examen domnul învățător Teodorescu o lăudase și îi dăduse să învețe o poezie cum pregătise rei serbarea care va avea loc chiar mâine, de Sfânt Petru, și sfârșise, părându-i rău că el nu o să -o audă când o să spună poezia. Boțoghină nu auzea nici acum. Îi făcea rău glasul ei și când Irina tăcu, el spuse, Angelino, ia fata asta la culcare. După aceea, ieși ieșise afară și începuse să se pregătească pentru plecare. Umpluse căruța cu niște paie de ovăz, apoi o chemase pe femeie să vie cu lampa lângă căruță și să lumineze roatele. Boțoghinu îl strigase pe vatică să-i aducă oala cu păcură din grajd, apoi amândoi începură să desfacă roatele și să ungă osiile căruței. A doua zi dimineață, înainte de revărsatul zorilor, boțoghină se deșteptă și după ce îl sculă și pe băiat în cai, se urcă în căruță și împreună cu el porni spre spitalul din Udup. Înainte de plecare, el scoase din brâu un teanc de hârtii, alese două de câte o mie și le întinse femei. Angelina le luă și rămase cu ele în mână, uitându-se nemișcată la omul ei, care stătea pe cutia căruței cu hățurile pe genunchi. Până la o va pucă prânzul. Cum o să se întoarcă vatică singur, dacă ia cineva căruța și cai? Se temuia. Drept răspuns, boțoghina apucă hățurile în mâini. Simțind mișcarea curelelor, cai porniră și trecură podișca de la drum cu zgomot. Femeia o luă în urma căruței și ieși înaintea cailor, oprindu-i în drum. Se apropie apoi de loitră și vorbi iar. Vasile, când ai să te întorci? Am să scriu de acolo, răspunse omul cu grabă. Apoi adăugă. Vezi cum îi faci cu seceratul. Ia o și pe fata aia să vă ajute. Ai grijă să nu se taie cu secere. Dacă câteva clipe, apoi vorbi iar. La treierat vezi că am aranjat cu al de cocoșilă să vă ia în cu el. Tăcu iară un timp, apoi vorbi din nou, de asta dată cu un glas care arăta că nu mai are nimic de spus. Hai să nu se întâmple ceva pe aici. Și ridică hățurile. Hai da, hăț, hai Cai porniseră, dar femeia se ținea mereu de căruță. Mergea alături de răscruci și se uita într-una spre bărbatul ei, vrând parcă să mai spună ceva. El ghici slăbiciunea și frământarea ei și îi spuse cu un glas gătuit, cu asprime dureroasă. Fugi de aici, păzea că te calcă roata! În clipa aceea, femeia nu se mai putu stăpâni și izbucni scurt într-un plâns deznădăjduit. Vasile, să nu mor pe acolo, Vasile! Boțoghina dă dubici caiul Capitolul 13 Aproape de prânz ajunse la Odup. Spitalul de plas era așezat la marginea satului și de departe semăna cu un conac băieresc. Acoperișul lui de țiglă se vedea de la 5 km. Era înconjurat de o mulțime de salcâmi altoiți, cu coroanele ca niște măciuci uriașe și de dus, tufoși și bătrâni, din care se auzea de departe ciripitul gălăgios al păsăricilor. Vasile Boțoghin a oprit sub unul din duzi din fața intrării și sări jos din căruță. Vatică se uită mirat peste clădiri și spuse arătând cu degetul înainte. De ce nu oprești în dreptul spitalului? Ăsta e spitalul, nu acolo, răspunse Boțoghin. Așa fac toți care nu-l cunosc, se opresc dincolo. Acolo stă doctorul, e casa lui. Stai jos și dă iarbă la cai. Vatică sări jos, Scoase căpestrele din capul cailor, le desfăcu șleaurile, luă din căruță un braț de paie amestecate cu iarbă și îl puse înaintea vitelor. Boțoghină dădu câtva timp ocol căruței, uitându-se pe sub să-și dea seama ce se întâmplă în jurul lui, apoi intră încet în curtea spitalului. Intrarea în clădire avea niște scări de ciment negru care dădeau într-un coridor lung. Atât scările cât și coridorul erau înțesate de țărani desculți cu chipurile galbene și subte, de femei îmbrobodite strâns cu privirile înțepenite și dârse, cu câte un copil în brațe sau de mână, de lucrătorii stoviți cu cămășile rupte pe ei și murdare, stăteau pe cele două bănci de lemn așezate de-a lungul pereților și așteptau. În afară de cei de pe scări și de cei dinăuntru, pe lângă zidurile spitalului stăteau alții sub umbra duzilor în grupuri mici. Era timpul prânzului și unii întinseseră pe pământ legăturile cu care veniseră și începuseră să mănânce. Vasile Boțoghină văzu încă din poartă mămăligile întinse pe iarbă și coridorul înțesa de oameni. Intră înăuntru și fiindcă pe bănci nu mai era loc, se rezema de tocul lușii pe care scria consultații și început să aștepte cu aceeași răbdare pe chip ca a celorlalți. La un moment dat, ușa se deschise dinăuntru fără veste și boțoghină care se rezema puțin de ea se clătina și se izbi de umărul doctorului care tocmai eșa. Ce te proptești în ușă? Stai jos pe bancă!" se supără doctorul. Speriat, boțoghină se trase într-o parte simțind cum obrajii ard de rușine. Doctorul își roti privirea peste oameni și spuse. Sunteți prea mulți azi. Cine stă mai aproape să plece acasă și să vie mâine dimineață. Dar toți parcă înțeleseseră pe dos, adică să se apropie și să-i spună ce doare. Domnule doctor, de trei zile nu mai vrea să sugă, stă în brațe și doarme. Mi-e frică să nu moară în brațe. Eu mai ieșit și niște pete roșii pe tot corpul, nu știu ce să... Varsă mereu, domnule doctor, ce mănâncă varsă! spuse altă femeie arătând copilul. Alte glasuri se îngrămădiră strângându-se și înconjurându-l pe medic. Toată lumea se sculase de pe bănci de afară, câțiva chiar alergaseră înăuntru. Medicul, un om scund și cam gras, cu niște trăsături năsprite de soare și vânt, întocmai ca ale țăranilor, stătea liniștit în mijlocul bolnavilor și se uita peste capetele lor, reținut, cam aspru, cu o privire care arăta că ceea ce vedea el acum era un lucru obișnuit, pe care îl vedea de mulți ani. El apucă de cămașă copilul uneia dintre femei, i-o ridică spre bărbiere, dezvelindu-i burta și după ce se uită o clipă spuse fă o baie cu flori de mușețel!" Apoi se adresă unei alte femei, spunându-i să se ducă la sanitar să-i dea niște prafuri, dar femeia cu copilul cu pete pe trup îi acoperi glasul. Domnule doctor, i-am făcut de trei ori, așa cum mi-ai spus. Un om care a stătuse până atunci la o parte, se apropie și el de doctor, îl apucă de braț și spuse șoptit cu un glas insinuant. Domnule doctor. Dar doctorul nu l-o înseamnă. Poțoghină se vârâse și el printre ceilalți și se uita drept în ochii medicului, crezând că acesta are să-și aducă aminte de el și are să-l cheme înăuntru. Doctorul deschise ușa fără să ia în seamă glasurile numeroase care îl chemau și pieri înăuntru cu bolnavul care era la rând. Ce să-i faci?" zise un țăran tânăr, posomorându-se și căutând a bătut un loc pe banc. Un singur doctor la atâtea sate, de fier să fii și tot nu predidești." Cineva a vrut să răspundă, dar în clipa aceea un copil din brațele unei femei început să țipe. Femeia ieși repede afară. Un om oftă greu și se sculă de pe bancă. Odată cu el se mai sculară încă vreo câțiva. După jumătate de ceas, coridorul se goli mai mult de jumătate. Abia pornind prin curtea spitalului, oamenii și femeile puteau fi văzuți că sunt într-adevăr bolnavi. Un țăran, înalt ca o prăjină, mergea încet, abia pășind, ținut de două rude de amândouă brațele. Sudoarea-i năvălea des pe frunte și gemea încet, cu gura deschisă, cu privirile rătăcite. Un altul însă era singur și cât se sculase de pe bancă, începuse să se clatine ca beat, mergea orbecăind, ținându-se de ziduri. Ieși cu greu și se așeză pe iarbă aproape căzând pe brânci, în patru labe, ca și când ar fi fost împușcat. Omule, de ce nu intri acolo peste el?" zise un muncitor apropiindu-se de cel căzut și ajutându-i să se întindă mai bine. Noi putem să mai așteptăm, dar dumneata, de ce nu intri peste el? Omul vrut să bâlbie ceva, dar tot atunci curtea spitalului fost trăbătute de un glas sfâșietor ca de cuțit. Pivirile se întoarseră spre drum. Pe poarta spitalului se văzure intrând câțiva oameni care o duceau o femeie pe o cercă. O dăduseră jos din căruță și femeia țipase crunt. Ajuns și în fața scărilor, oamenii lăsară cerga cu femeia pe iarbă și unul dintre ei se șterse pe frunte de sudoare și intră în coridor. După câteva clipe, doctorul ieși afară și întrebă scurt, din capul scărilor, spre oamenii care stăteau alături lângă bolnav. Când a născut? Ieri dimineața, domnule doctor, răspunse unul dintre țărani, luându-și pălăria de pe cap. Copilul trăiește? Trăiește, domnule doctor. Medicul se apropie și privi câteva clipe în jos spre bolnav. Femeia stătea cu ochii închiși și părea moartă. La soare, chipul ei arăta albastru, livit. Doctorul se aplecă și îi prinse încheietura mâinii între degete. Când îi prinse însă încheietura, îi și dădu drumul și se răsti la oameni fără milă. Ați omorât-o! Ați adus-o în căruță și i-ați mâncat zilele! unul dintre cei trei oameni care aduseseră bolnava, la auzul acestor cuvinte tăioase nu se stăpâni nici el. Am adus-o în căruță? Noi fie vrând să o aducem cu aeroplanul? Haide, lasă vorba, porunci doctorul ca un militar. Băgați-o înăuntru. Abia spre seară veni rândul lui Vasile Boțoghină la consultație. El intră în cabinetul doctorului și spuse Nu mă mai cunoașteți? Am venit acum vreo două săptămâni. Doctorul se apropie de el și îl întrebă grăbit. Da, ce ți-am spus că ai? a vrut să răspundă, dar doctorul întrebă iar cu aceeași grabă reținut. Cum te cheamă? Omul își spuse numele și comuna, iar doctorul îi întoarse spatele și început să răsfăiască un registru gros. Răsfoind întrebă din nou. Când spui că ai fost aici? Acum vreo cinci zile, răspunse Boțoghină nedumerit, că doctorul nu-și aduce deloc aminte de el. Vasile Boțoghină din Siliștea Gumești, zise doctorul cu un glas rece. Păi asta e a treia oară când te consult. Ai fost la raze? Da, răspunse Boțoghină vinovat și întinse doctorului sulul negru al radiografiei, pe care acesta îl desfășura la lumină și îl cercetă multă vreme. Stai jos, de ce nu stai jos? Se adresă el bolnavului la sfârșit. Poțoghină se așeză pe un scaun rotund și alb și început să urmărească intrigat fiecare mișcare a doctorului. Medicul, după ce îi arătase omului scaunul, se așezase la birou și începuse să scrie pe o foaie. Scria repede și mult și din când în când el se oprea, ridica fruntea de pe foaie pentru câteva clipe, apoi începea iar să scârție din peniță. Acest lucru ținu multă vreme și când doctorul se ridică de la biroul lui, Vasile Boțoghină se ridică și el. Medicul însă nu mai arăta acum nicio grabă. El se așeză pe un scaunel în fața omului și făcu semn să stea jos. Începu să-i spună rar, apăsând pe cuvinte, cu un glas care uneori era străbătut de urme de neîncredere, alteori de amenințare. Uite ce ai să faci. Te duci acasă și vinzi ceva, un cal, un bou, un pogon de pământ. Se opri și spuse după câteva clipe, iar amenințându-l pe om cu rețeta. Ai să te duci la farmacie cu rețeta asta. O să-ți trebuiască mulți bani pentru ca ai să iei doctoriile astea de trei ori. Dar nu e vorba numai de doctorii. N-ai voie nici să ridici un pai de jos. Înțelegi nimic să nu faci nimic și în fiecare zi să mănânci ouă, să bei lapte mult și să nu-ți lipsească găina de la masă. Să vorbești cu sanitarul din sat să-ți facă injecțiile și să te învețe cum să iei doctoriile. Asta e boală grea, dar voi nu vă vindecați pentru că nu vreți să cheltuiți. Și chiar dacă cheltuiți, când vă simțiți nițel mai bine, gat, vă puneți pe muncă să vă scoate la pentru ce ați vândut. După o boală ca asta, nu mai ai voie niciodată să muncești prea mult. Doctorul se opri o clipă. Vrei să nu mori? Poțoghină făcu făcut ochii mari, înspăimântat și răspunse repezit, dar nu îndată. Da, domnule doctor. Atunci să faci așa cum ți-am spus. Începând de astea, te întins cu burta la soare, mănânci bine, iei doctorile astea și după o lună de zile să treci iar pe la mine. Altfel să știi că nu e de glumă. Dacă ajungi să cazi la pat, n-ai ce mai căuta la mine. Medicul ieși de după birou și își puse mâna pe flanela cărpita omului, care când o simți, se și ridică în picioare. Să nu-ți pară lucru de glumă, că eu știu cum sunteți voi. Las că-mi treci, până începe să vă scuipați bojocii pe jos. Vă repeziți pe urmă la doctor și când vedeți că nu vă mai poate face nimic, începe să înjurească că nu e bun doctorul." Domnule doctor, îl întrerupse boțoghină, nedumerit mereu că medicul tase ce i spusese data trecută. Păi eu am făcut rost de 20.000 de lei că mi-ai spus că mă bagi într-un spital unde să mă fac sănătos într-o lună, două." 20.000?" întrebă doctorul neîncrezător. Păi așa mi-a spus dumneavoastră." Ai la dumneata 20.000?" întrebă doctorul lui Mit, impresionat de privirea bolnavului, pe care abia acum i vedea. Era o privire lărgită, strălucitoare de viață și de speranță, dar străbătută și de umbre nedeslușite, umbre ale nopților de neliniște și spaimă. Păi, am vândut din lot, domnule doctor. Întări boțoghină, limpede și ușurat, ca și când ar fi fost de pe acum sănătos. Adăugă senin și împăcat. Ce era să fac? Asta primăvară au murit doi înși la noi în sat. Tot așa, au stat acasă și uite ce e boțoghin. Da, știu acum. Așa este, cu vreo 20.000 de lei poți să intri într-un tratament supravegheat. Bine că ai vândut. Eu ți-am spus data trecută să vin și să faci rost de bani, așa cum spun la fiecare. Dumneata, bine că ai avut ce vinde. Uite ce ai să faci. Ia spune, mi ești cu căruța? Cu căruța, domnule doctor, cu băiatul. Dă drumul căruței acasă și rămâi aici. Mâine o să te trimit la munte, într-un sanatoriu. Capitolul 14 A doua zi dimineața, Guica își lua ciorapul de gât și porni spre casa fratelui ei să fie de față când Moromete și cu toții ai lui au să bace de seamă că Paraschiv și Cunilă au fugit cu cai la București. Se gândea încet cu o bucurie care îi ungea inima. Cum are să se întindă vestea numai decât în sat: că cei trei băieți ai lui Moromete au fugit câtești trei de acasă cu cai și cuile, și că asta s-a întâmplat și Guica avea să aibă grijă să se afle în tocmai așa, din pricina celor două fete ale lui Moromete și a Catrinei lui Moromete, care vroiau ele să pună mâna pe averea fraților. Plecarea aceasta se întâmplase cum nici ea Guica n-ar fi crezut că se putea mai bine întâi achim cu oile, acum două săptămâni. Apoi, seara trecută cu amândoi cai, Parasche și Nil. Astăzi era zi de sărbătoare, Sfinții Petru și Pavel. Mâine toată lumea avea să iasă la secerat greul. Mai întâi, morumeții rămași, adică cele două fete, Tita și Linca, Nicolae și mama lor, Catrina, cu morumete în cap, n-au să mai aibă ce mânca în timpul muncilor nu mai aveau laptele. Apoi nu vor mai avea cu ce să se ducă la deal, o să trebuiască să se ducă pe jos, cu secerile pe umăr. Apoi strânsul și treieratul grâului, căratul lui pe arie și celelalte munci. N-au să mai aibă cu ce le faci, vor trebui să dea din colț în colț, să bată la porțile oamenilor după vite. Acest dat din colț în colț îi săra inima guichii și mai ales dusul moromeților l-a secerat pe jos. Și încă, Nicolae nu știa să secere. Catrina Moromete trebuie să rămână acasă și să facă mâncare, să îngrijească de păsări. Moromete la fel, cu atâția copii se dezvățase să muncească. Stătea toată ziua pe miriște, zicea că leagă snopii, fuma și umbla încoace și încolo. Singurele care aveau să muncească rămâneau cele două fete. Na, să vă săturați, gândi Guica, apropiindu-se de casa fratelui. Să munciți acum să vă iasă ochii din cap și până să cumpărați voi cai și voi, se întorcă ea cu buzunarele pline de bani. O să vedeți voi atunci ce o să vă facă ei, că v-ați făcut stăpâne pe casa lor. Goica se apropie de podiștea fratelui și se opri pe ea, uitându-se în curte peste gard. Fata cea mare a lui Moromete, Tita, mătura bătătura cu un târn uriaș făcut din fire de rozmarin. Pe prispa casei stătea într-o parte moromete, iar în colțul dinspre drum, Nicolae și cu sora lui mai mare, Ilinca. Nicolae plângea încet, prelung, lung, jelindu-se prostește și spunând mereu un și același lucru. Hai, măi, Ilinco, dă dă măi, Ilinco, n Ai, măi, Ilinco, aaa!" dă mai lincoș mie niște flori! Moromete bea tutun și se uita spre șosea. Din când în când, cineva trecea pe drum și îl saluta. Moromete răspundea tare cu multe cuvinte, spunând bună să-ți fie inima cu tare sau să trăiești mai Dumitrache! În acest timp, Nicula e buzia mereu, dar nimeni nu lua în seamă, ca și când treaba lui ar fi fost să plângă, așa mereu, fără nicio socoteală. Guica intră încet în curte, cu ciorapul de gât și, apropiindu-se de prispă, dădu bună dimineață. Nu-i răspunse nimeni. Tocmai atunci Linca se răstea la Nicolae. Mai tași, mă, din gură de până mai alalte te ținut de coada oilor și acum te găsi coroana. Să-ți dau eu flori din grădiniță ca să faci coroana altuia? Păi, dar... Dă-i fă și lui niște flori de o ce ești așa de cărpănoasă? Se auzi din casă glasul mamei. Ia mai tași din gură, mamă, a săpa vreunul grădinița să-i dau flori să facă altora coroană, ia uite -te. La auzul acestui răspuns, Nicolae a început să urle de-a binele. De asta dată el se ridică și se sări spre grădiniță. Să nu te princă că e vreo floare, că-ți rup zulul, Nicolae, amenință linca de pe prispă. Catrina Moromete și afară, gătită pentru biserică. În clipa aceea, clopotele bisericii începură să bată. Femeia se închină și se dădu jos de pe prisp. Chipul necăjit și arze soare al femei era acum liniștit, plin de bunătate. Iași sumese frusta neagră de lână și își ascunse pe la spate cine știe ce albitură care nu trebuia să se vadă. Se uită peste bătătură și văzând o pe guica așezată pe prispă cu ciorapul de gât, îi se adresă cu multe evlavie. Mariu, mai lasă și tu ciorapul ăla, că o să te duci în fundul iadului. Cât e săptămâna de mare, umbli mereu pe la muieri și spui că azi e joi mari, mâine miercurea păsărilor, poimine lunea verde. Și acum, că e sărbătoare lăsată de Domnul Hristos, lucrezi la ciorap în loc să vii și tu să asculți barem Sfânta Evanghelie. Ei, lasă-mă, tu, răspunse Guica, lucrând, parcă n dins și mai repede la ciorap. Ce e iadul? S-a întors cineva de acolo? Muromete și încreți fruntea și aprobă subțirel. Așa e, Guica continuă. Că nu fi mai rău pe aici, că când oi muri, intri în pământ și te mănâncă viermi și sufletul, un abur care trăiește și el și se tot plimbă. Păi se plimbă, aprobă moromete cu o indescriptibilă ironie. Pe da, n-are încotro, se plimbă, firești. Ehe, făcu Catrina, pornind încet spre poartă. Ce trebuie să fie în inima voastră? Stăpânește la spurcatul. Păi, stăpânește, făcu moromete din nou. În acest timp, furat de starea ciudată a tatălui său, Nicolae uitase să mai bocească. Deodată însă el își dădu seama că dacă mama lui se duce, nu mai e nimic de făcut cu corona lui. Sări de pe prispă și se luă după ea și ieși înainte și o apucă de fust. Se uită în ochii ei cu jale și începu să verse lacrimi cât boabele de porumb de mari. Mamă, mi-a spus domnul învățător să fac și eu o coroană, se jeli el deznădăjduit și mi-a spus să veniți și voi la școală. Mi-a dat să învăț și eu o poezie. Ai, mă, maică, spune Elinchi, să-mi dea flori din grădiniță. Mi-a spus că o să mă treacă clasa și că o să-i spui și eu o poezie. Domnul învățător Teodorescu mi-a spus să nu lipsesc, că am dat examen acolo o săptămână, m-a ascultat și mi-a spus să-mi fac coron. Spune-i, Linchi, mamă. Băiatul își încleștă mâinile lui miș și negrite de soare de fusta aspra femeii și nu lăsă deloc să se mai miște. El se uita în sus spre chipul ei și vărsa lacrime atât de copleșitoare, încât femeia îi puse mâna pe cap și, înghițind greu, îi mângâie urechile negrite cu palma ei aspră și șopti. Du-te în grădiniță și ia flori, hai! Apoi se întoarse spre casă și se uită spre fată. Dar Elinca i -o -o înainte, chemându pe băiat cu un glas înmuiat. Hai, mă treci încoace, căpățânosule! Nu ți-am spus că-ți dau? Ce te jelești așa? Plânge ca blegu! Elinca nu era mai mare ca Nicolae decât cu un an, dar se purta față de el ca și când ar fi fost cu cinci, cu toate că atunci când își amintea de această diferență atât de mică, Nicolae o plesnea. Elinco, Elinco, amenință și mama din pat. Pentru niște florfă te vede Dumnezeu de sus. Morumete, auzind aceste cuvinte din urmă, și lăsă capul într-o parte și întări cu finețe. Păi, te vede? Guica stătea mai departe pe prispă, împletea la ciorap și aștepta ca fratele ei să înceapă să ne liniștească de lipsa celor doi, Paraschiv și Nil. Moromete însă stătea mereu pe prispă. bea tun se uita din când în când spre drum, răspunzând la saluturi, și nu se sinchisea că, deși soarele se ridicase sus pe cer, Paraschiv și Nilă nu se mai întorceau bucaie de pe Islas. Atunci Maria Moromete se întoarse spre Tita, care ajunsese cu măturatul aproape de scara prispei, și întrebă într-o doar, Tito, unde-s fă băieție? Ce mă întrebi pe mine? Cu cai pe Islazul să fie, răspunse fata în silă. Dar de ce nu a venit până acum? întrebă Guica iar cu o bucurie ascunsă. Tu deși și întreabă, răspunse fata ursuz. Eh, o să vedeți voi. O să te văd eu cum ai să te duci mâine pe jos la secere, gândi Guica. Dar de ce s-au dus amândoi? Ce i-a găsit? întrebă Guica iar că vorbisem cu la mare să vie să-mi podul, că s-a stricat la căpriori. Fata nu mai răspunse. Moromete nici nu auzise schimbul de cuvinte. În grădiniță, Nicolae terminase coroana și se pregătea să plece la școală. El se apropie de tatăl său și puse mâna pe umăr. Taticule, dă-mi și mie pălăria ta să mă duc eu la școală. Moromete se trezi din visare. Ce mă, pleacă de aici! Ai, tăticule zău, dă-mi și mie pălăria ta, se rugă băiatul încet. Ai, tată, dă-i pălăria să plece odată că iar începe să bâzie," spuse și Ilinca din grădiniță. Moromete și scoase pălăria de pe cap, se uită la ea cu atenție, parcă abia atunci ar fi văzut-o întâia oară și spuse. Na, mă, pleacă de aici, căpățănosule, ai un cap cât o băniță. Unde te duci tu? Ce cauți la școală? Băiatul tăcu, nu spuse nimic și se îndreptă sfios spre drum. Morometel urmări câteva clipe, apoi îi strigă. Mă n-auzi, ia vin în coci. Nicolae se întoarse și se opri în fața tatălui așa cum se oprise cu obrajii negri galben de friguri, cu capul mare, peste care pusese polăria destul de veche a tatălui, în cămașă și cu picioarele de sculțe și pline de zgârieturi, Nicolai parcă era o sperietoare. Spală-te pe picioarele ale, îi spuse moromete, deși se de curea de piele care ținea brul roșu peste mijloc. Spalte cu săpun și n-ai în te cu cureaua asta peste cămaș, că parcă ești dăulat, parcă te-a cineva de pe gârlă. Băiatul locuia o nemai putând de încântare și alergă spre troaca păsărilor să se spele. Tot atunci, de pe șosea, se auzi un tropăi zgomotos de cai. Guica sări în picioare atât de repede încât s-ar fi crezut că a mușcat-o ceva de sub pământul prispei. Poarta se deschise și cei doi, Paraschiv și Nilă, intrară în curte. Caii sforea într-una și se vedea că au fost goniți. Dunci mari de umezeală le brăzdau spinarea și pulpele erau pline de spumă albă. Guica încremenise lângă prispă și ghemul negru de lână îi se rostogole în mijlocul bătăturii. Moromete își ridică și el privire. Ce e mă cu voi? Sunteți nebuni? Ce ați gonit ca ei ăștia așa? Nu căpătă însă răspuns. Paraschiv descălecă repede și avea buzele atât de ieșite în afară și atât de încălecate una peste alta, încă de departe se mâna cu unul care și-ar fi agățat de gură niște clape de gumă. Nile era posomorât și se mișca mai greu decât oricând. Trupul lui gros alunecă de pe spinarea calului ca un sac cu picioare și rămase tăcut, ștergându-se încet cu palma peste turul pantalonilor. – Nilă, ce mă, tu ești surd? Ce-i cu voi? – întrebă Moromete iarăși. Atunci Nilă se întoarse spre tatăl său și fruntea lui lată și cu carne multă pe ea se încreți și se îngrămădi spre rădăcina groasă a nasului. Răspunse mormăind, dar glasul îi se auzi totuși limpede. N-auzi, că ne gonit niște pândari, ne-a intrat ca în niște ovăz. ce cuști? se întrebă Guica trăznită de întoarcerea aceasta a celor doi. De ce n-ar fi plecat? Paraschive! Izbucnia cu glasa ascuțit, clocotind de furia acră și stăpânit. Bine, mă, cei cu tine, fire al naibii să fii? de aia -să fac eu ciorab, mă. Ziceai că vii să-mi drești căpriorile ale, ale podului. Real naibii să fi cu botul tău. Și fără să mai aștepte răspuns, își culese ghemul din țărână și porni cu pașii ei iuți și uscați spre șosea. Paraschiv se întoarse spre ea și o strigă din urmă. Viu acum, Agamario! Bagă-mă ca în graști, se adresa apoi lui Nilă, făcându-i un semn, adică să zie și el la Gamaria. Dar Nilă nu-i luă în seamă semnul, e întoarse spatele și intră cu cai cu tot în graști. Capitolul 15 Paraschiv era atât de furios, încât intrând în bordeul tușei, uită de șubrezenia patului și aproape se aruncă pe el. Nu ți-am spus eu, ga, Mario, că ăsta n-are să meargă? firar capul lui al dracului de bou. Ăsta-i bou, bou de mere și de pere. Dar tușa al primi cu strigăte ascuțite. Și tu de ce n-ai fugit singur? Ce-ți pasă ție de el? Dă-te la o parte de pe pat, n că trosnește. Paraschiv se ridică și se așeză pe un scaunel. Tușa să era atât de înăcrită încât îi întoarse spatele și nici nu vrea să-l mai asculte cum s-a întâmplat. Ea își scoase firul de lână de pe gât, aruncă ciorapul între sobă, în timp ce se uita în curte și blestema. Un câine al nu știu cui hălpăia niște mălea dintr-o strachină mică, în jurul căreia piuiau jalnic vreo 10-15 puișori mici cât nucile. Nia de acolo, pleznițea rochii de potaia dracului, țipă guica ieșind afară. Mâncaș mâncarea puilor, lovitear turbare astăzi și mâine. Guica se luă cu bulgări după câinele care sări gardul vecinului și arătă femei o clipă coada și picioarele dinapoi. Furioasă, guica a izbit cu bulgări în gard, blestemând. Mâncați-ar coada cu teare, că nu-ți dă să mănânci și vii și faci burtă în curtea mea. Fă, armă soracelor, legați-vă câinele mâncalați fript. De la vecin nu răspunse nimeni și guica se întoarse în bordei. Paraschiv stătea cu coatele pe genunchi și aștepta să se liniștească, deși era și el furios. Plecasem gamariu și când am trecut pe la tătărăști, n-am mai vrut ni să meargă, explică el. De la început se tot oprea și se uita în dărât. Ce să fac eu cu el dacă e tâmpit? Păi fiindcă sunteți bun numai să vorbiți, țipă guica scoasă din sărite. Toată iarna stați pe la mine și gamaria în sus, gamaria în jos, firațeai naibii să fiți că sunteți mai proști ca năstase bese în sac. Sunteți bun numai să veniți să vă fac ciorap și flanele și să vă pui deoparte ce am și eu mai bun. Și voi vă moșmondiți de un an de zile și nu sunteți în stare să vă faceți și voi un rost. Hai, gama, riotaj din gură și ascultă aici. Nu mai ți-pa așa ca o coțofan. Dacă nu știi, de ce vorbești? mormăie și paraschiv arțăgos. Cuica și și din minți. Ce să știu, mă, ce să știu? Cine-i coțofană? Să nu-ți dau acum cu ceva peste botul ăla. Păi dacă te repești, nu vrei să asculți? Ascultă aici la mine. Nu vreau să mai ascult nimic. Am avut și eu un loc acolo, în spatele casei lui Tactu. Se văi tăia pe neașteptate. Oh, of, o să iau pe cineva străin și o să îl dau, că am avut și eu nepoși și m-au făcut de râsul lumii un pogon de pământ am și un cap de vie și casa asta așa cum e. Am să o iau pe fata aia mica lui Ripițel sărac. Să-i rămâne ei bordeiul ăsta și să se mărite și ea cu pogonul meu. Să nu stea ca mine nemăritat. Cal de frate s-a rămas nensurat. Vai de capul lui! Și cine să-l ia așa gol și fără nimic? Și o să o iau aici. Și o să-i trec și pogonul și casa și să aibă grijă și ea de mine când o să închizi Că frate meu Ilie, că rudele, nepoții. Maria Moromete se făcu deodată moale și se lăsă încet pe pragul bordeiului. Ea a început să se jelească lung și fără lacrimi. Și bocetul ei, deși încet, împânzi aerul bordeiului și al bătăturii și se răspândi ca de mort pe toată întinderea uliței. O, of, nepoții, nepoții, doamne, doamne! că am avut și eu o mamă, doamne, și a intrat în pământ și m-a lăsat singură că frate meu Ilie a înzurat a doua oară și zora mea a făcut copil de fată mare și dacă s-a dus din sat m-a lăsat pe mine singură, doamne, doamne. și lui Ilie nu-i pasă de mine, doamne, Oh, doamne! Și am avut și eu un copil și am murit jala, la că mi l-a luat, doamne. Și mai lăsa singurică, mai lăsa singurică, doamne. Singurică mai lăsa, doamne, pe pământul ăsta. Că nici nepoți și nici frații și nici rudele, că s-au dus cu toții și nimeni nu te ia în seamă. Și toți de tine, doamne. Cam am vrut și eu să las nepoților bucățica mea de pământ și să-și facă și ei casă pe ea. Și să mă ție și în casa lor cam în și nu mai pot, Doamne! Cam am zis și eu că o să fie bine de ei, că sunt nepoții mei. Și am vrut să se însoare și ei să-și ia -un ieri și dacă închizi ochii și mor să aibă cine să mă spele. Să nu mor cu ochii beliți, Doamne! Of, Doamne! că n am vrut rău nimănui și am îndemnat și eu să-și facă rost de bani și să-și facă casă, că sunt mari și le trece vremea, Doamne! Că numai tu știi ce e în inima mea, Doamne, inima mea friptă și prăjită. Că sunt singurică și mi-e ură și frică, Doamne, oh, Doamne, Doamne, că dacă-i înveți, Îți ies fel de fel de vorbe, Doamne, și lumea te poreclește și spune cu ica și nimeni nu știe cum îmi tremură mie inima, Doamne, și picioarele mi s-au răcit. Că nu mai poți, că o viață am avut și s-a dus aia, Dumnezeule! Paraschiv se ridică de pe scăunel și puse mâna pe umă în timpul cât ușa lui jelise, el se uitase pe geam să vadă dacă aude cineva. Lumea care trecea pe drum auzea, dar nimeni nu se oprea. Întorcea doar capul și apoi își vedea de drum. Numai niște copii se opriseră răsfioși și ascultaseră un timp, cu gravitate, bocetele femei. Ei, ga, Mario, șopti paraschiv încurcat, hai, taci odată, că nu-i nimic. Ce te de ce nu stai să auzi cum a fost? Că nu e vorba să..." Maria moromete tăcu și se ridică încet de pe prag, fără să-l ia în seama pe nepot. Ea merse și ridică de mijlocul bătăturii strachina răsturnată de câine, o șterse cu mâna de mălai și uitându-se în jurul ei începu să cheme pui cu un glas care nu mai amintea cu nimic de cel cu care se jelise puțin mai înainte. Ea chema pui și risipea mălai iar cloșcada de-a târcoale cloncănind și crâind zgomotos. De pe cer, soarele de vară începuse să verse cu putere o căldură înnăbușitoare. Paraschiv și din bordei și plecă încet cu umeri îndoiți. Fuga nu izbutise, dar nu era nimic. Trebuia căutat curând un alt prilej, până nu trecea vara și altfel trebuia acum să procedeze. Capitolul 16 Nicolae intră în curtea școlii, foarte mândru de pălăria pe care o avea pe cap, și de cu catarama albă cu care era încins peste cămaș. Se îndreptă spre grupul fetelor din clasa lui, care făceau mare zarvă în curtea din spatele școlii nici nu apucă să se apropie bine și se pomeni arătat cu degetul de vecina lui, bolosura Rafira, care cât îl văzu început să țipe. Uite la moromete, uite la moromete, a venit cu pălăria lui Tasă! pălăria lui Tas, pălăria lui tată său. și cu reaua. Nicolae îngălbenit de furie, dar nu putu să spună nimic, se liniști însă repede, văzând că celelalte fete își văd de joc și nu-l iau în seamă. El se opri în dreptul unui grup de trei-patru fete, care jucau ceva, sărind într-un picior printre niște pătrățele și semne zgâriate în pământ. Bățoghina Irina stătea și aștepta să-i vie rândul la sărit. Când o văzut Nicolae cum stă, cu umărul ei stâng puțin ridicat, oacheșă și cu coadele mici lăsate peste o bluză nouă, îi se părua atât de frumoasă, încât, uitându-se la ea, sângele îi împurpura obrajii și inima a început să îi se zbată în piept ca o vrapie. Așteptă ca ea să ridice ochii și să-l vadă cu pălărie și curea. Irina însă nu ridica deloc ochii spre el. Aștepta cu nerăbdare să-i vină rândul la joc. Chiar îi veni rândul. Luă o bucățică de ciob în mână, se așeză în dreptul pătratului, aruncă ciobul și începu să sară printre pătrățelele și semnele jocului. Nicolae o urmări cum sare și după un timp nu mai simți decât necas. Când fata aruncă ciobul în figurile cele mai grele și anume în iad și în cer, Nicolae făcu pe neașteptate un pas, strică liniile și o pe fata din mijlocul figurilor. Celelalte țipară ascuțit și tăbărâră pe el. Pălăria lui Moromete fumă rău pe capul fiului. Nicolae o la goană și fetele îl lăsară în pace. Ele refăcură repede pătratul stricat și Rina spuse că trebuie acum să dea din nou cu ciobul. În ziua serbării școlare, copiii veneau în număr mare. Veneau chiar și cei care lipsiseră mai tot timpul anului, chiar și cei care știau că o să fie lăsați repetenți. În fața intrării, băieții din cursul complementar ridicau o scenă. Băncile fusese răscoase în curtea școlii să se așeze oamenii în ele. Din când în când, câte un învățător ieșea afară și bătea din palme să potolească zarul. Unii copii jucau oină, alții chinuiau o minge de cârpe jucând fotbal. Nicolae era mare fotbalist, juca la becie, era vestit prin șuturile lui și se spunea dobai. Deodată, un murmur început să umble prin toată curtea. Un băiat care stătea la poartă strigase tare. Vine domnul învățător Teodorescu cu doamna!" Vestea străbătu curtea prin toate colțurile și zarva a început să se stingă. Cei care jucau oina lăsară jocul, iar fetele ieșiră din spatele școlii și trecură fuga în față. Învățătorul Teodorescu și soția lui erau însă departe de școală, abia puteau fi văzuți. Un copil care stătea în poartă anunță că cei doi au intrat în primărie copii așteptară în liniște, iar cei care încercau să facă gălăgie erau înghiontiți. Bă, tu n-auzi? Vine domnul învățător Teodorescu! În cele din urmă, învățătorul fu văzut apropiindu-se de poartă. El mergea încet, alături de o femeie mică și grăsuță, îmbrăcată în costum național și încălțată cu niște pantofi cu tocuri foarte înalte. Avea buzele rujate și mărgele la gât, Copiii se îngrămădiră de-a lungul drumului, de la poartă până la scările de la intrare. Învățătorul pătrunse în curte și se îndreptă spre școală. În clipa aceea, din capul șirului, izbucniră câteva glasuri subțiri. Bună ziua! Bună ziua!" Și pe măsură ce învățătorul și soția lui înaintau, erau urmate neîntrerup de altele, din ce în ce mai puternice și mai ascuțite. Nu de aceeași primire se bucură însă învățătorul în cancelarie. Directorul Toderici, când îl văzu intrând, sări în picioare. Era îmbrăcată în uniformă de locotenent. El își desfăcu mâinile și strigă. Haide, domnule Teodorescu, pleci din comună și la situația elevilor neîncheiată. Am să fac raport la inspectorat. Ai plecat și ai luat catalogul cu dumneata. Ce înseamnă asta? În cancelarie era strâns întregul corp didactic al școlii. Parohul Petre Provinciano și parohul Andrei Bălan, dintre care primul cu soția, învățătoare în sat, erau și ei aici. Preoteasa era numită doamna Lili. Apoi tinerii învățători Bădila Aurel și Enăchescu Adrian, dintre care al doilea cu soția, tot învățătoare. Ea era numită doamna lui domnul învățător Enăchescu. Învățătorul Teodorescu trase un scaun și se așeză, puse catalogul pe birou. Doamna Lili schimbă o privire scurtă cu soțul ei, preotul, și ieși din cancelarie. Teodorescu răspunse atât de agresiv încât toți învățătorii și doamnele se ridicară în picioare. Situația elevilor mei este încheiată și pe catalog eu sunt stăpân. Se petrecea un lucru nemaipomenit. Teodorescu vrea să-l lase repetem pe fiul colegului său, Toderi Artur, care învăța foarte prost. De altfel, Toderich se resemnase că fiul său să ajungă doar un bun proprietar de pământ, așa zicea, dar nu chiar un analfabet. Am mai discutat odată pe chestia asta și ți-o spun verde, domnule director. Am să-ți las băiatul repetent așa cum se cuvine și să nu strige aici la mine, pentru că nu ești la instrucția cu premilitari." Directorul își mușcă buzele el mărei stăpânit, lăsând deodată la o parte formulele de politețe și oficiale cu care îl întâmpinase mai înainte. Teodorescule, îți spun prietenește că cu mine ai să o pățești de tot. Te răzbun că ți-am luat locul de director? Suntem aici cu toții de față. Băiatul meu nu e cel mai rău și mai prost din clasa ta. Am să cer inspectoratului reexaminare și am să te dau în judecat. De trei ani de zile ți l-am trecut clasa de rușine, răspunse Teodorescu cu dispreț. Eram director pe vremea aia, așa că, vezi, nu e vorba de răzbunare. E un copil rău pe care l-a crescut obraznic. Îmi terorizează clasa. Se făcu o tăcere de câteva clipe, după care te Teodorescu continuă. Și ce m-a sperit tu cu inspectoratul? Ce-mi pasă mie? Eu ți-l las repetent. Îmi iau catalogul Colea în fața satului. Te rog să predai imediat catalogul clasei a patra, fiindcă eu sunt director și eu prezint situație." Todorici zbi cu un scaun în podea și început să înjure soldățește și să-l insulte cu grosolănie pe colegul său, fără să mai țină seama de doamne. Te găsiști tu să-mi faci în școala mea pe grozavul. Toderic izbia a doua oară cu al doilea scaun de dușumea și ridică brațul în sus strigând cu o voce înaltă. Bagă de seamă, Teodorescule! Să-i Dumnezeu măsi dacă n-am să te fac eu pe tine să tremuri și să mă ocolești zece kilometri când ai să mă vezi. Bagă de seamă! Vrei să te pui cu mine și să mă muște? de... Las că spun eu, dar eu spun că am în... tare și ai să-ți rup dinții în el. Parohul Petre Provincianu interveni cu glasul lui bisericesc. Ascultă, Florică, nu striga așa că te aud copiii de afară. Lasă-mă, părinte, că am ajuns cu toți o adunătură de nebuni, nu de învățători, continua să strige directorul. Nu te uiți la el cum stă și se uită la mine ca un. În clipa aceea, soția învățătorului Teodorescu sări în sus și începu și ea să strige cu glas subțire, pițigăiat și care se vedea că tot timpul se încărcase de revolt. Păi să-ți fie rușine, domnule director, cu înjurăturile și mitocăniile dumitale. Am să te dau în judecată, toată lumea e martor. Da, am să te dau în judecată și n-am să te las până nu înfunzi pușcăria, mocane. Ai venit aici, nițar, și te-ai ghiftui și acum urli și strigi la el, parcă ar fi ordonanța ta. Mă mir că nu scrapă obrazul de atâta nerușinare. Glasul învățătoarei clocotea de atâta revoltă și ură, încă directorul rămase încremenit și prostit în fața ei. Ea își îndreptă privirea spre cei doi învățători, Bădilă și Enăchescu, și li se adresă palidă, tremurând de indignare. Să vă fie rușine că stați și vă uitați la un astfel de spectacol! Rușine! Huo!" Adevărul era că soția lui Teodorescu nu se putea împăca cu gândul că mucanul îi luase locul de director bărbatului ei. După prima izbucnire, Todorici își reveni din surpriză. El rânji cu grosolănie și spuse măsoară cu cuvintele, madam, să nu ți le măsor eu!" Nu apucă să termine. Soția învățătorului Teodorescu apucă strâns călimarea mare și grea de pe masa cancelariei și o repezi drept în capul directorului. Acesta se feri și călimara plezni în țândări în portretul regelui Carol al II-lea de pe peretele opus. Geamul portretului se sfârmă cu zgomot și trăsăturile primului învățător fură buroșcoite de cerneală și de lovitură. Portretul începuse să se clatine în sfoara și cuiul de care erau agățat, fără să cadă însă și se clătină încet de la dreapta la stânga, ca și cum și-ar fi mustrat părintește corpul său didactic din cancelaria școlii. Învățătoarea, văzând că dăduse greș, apucă în mână un scaun și se repezi spre Toderici. Se făcu o învălmășală mută și încleștată. Toderici izmulse smulse scaunul cu ușurință. Femeia apucă altul. Soțul ei sări și se repezi spre director. Parohul Petre provinceanu îi calea. În cele din urmă învățătoarea, aprinsă la față, izbucni în plâns și și apucă soțul de braț. Își pierduse fire. Haide de aici, ți-am spus de la început să nu vii astăzi la serbare. Teodorescu își desprinse brațul, deschise ușa cancelariei și o împinse ușor afară. Rămași singuri, cei șase bărbați se privire unul pe altul în tăcere și pe nesimțite corpul didactic se împărțind două tabere. Singur, parohul Andrei Bălan nu se amestecă. El porni spre ușă și ieși afară fără să scoată vreun cuvânt. Domnule director, început tânărul Bădilă, Bagă de seama că se aude. Școala asta nu e casa noastră particulară. Toderici trase un scaun și se așeză oftând agresiv. El răspunse cu un glas care căuta să-l atragă pe tânăr de partea sa și să-l izoleze pe fostul director. Lasă-mă în pace, dragă Aurele. Asta e curată bătaie de joc. Vezi ce a făcut cu cerneala? Cum dracu să nu înjuri? Dumnezeu măsi. când te scoate din sărite. Eu știu că nu învață bine, dar dă-l în măsa, nu o să fac din el un savant. Și pentru asta trebuie lăsat repetent, dă-o, dracului Teodorescule, că întregi măsura. De ce întreg măsura? Întrebă Teodorescu, așezându-se și el pe scaun. Eu nu pot să trec clasa un elev care își bate joc de carte. Pentru că băiatul tău nu e prost și ar putea să învețe și ți-am spus de atâtea ori să-l ții din scurt. El știe că tatăl său învățător și director și în loc să învețe îmi terorizează clasa ca o bestie. Lasă-mă, Teodorescule, zise parohul Petre Provincianu, plimbându-se agale pe lângă biroul cancelarii. Ce drag, parcă ai fi venit acum de pe băncile școlii normale. Ca în apostol de Cezar Petrescu, completă vrând să fie ironic. Domnule Teodorescu, continuă el, de fapt, numai dumneata ești de vină, pentru că n-ai știut să sădești în el dorința de carte. asta e. Să o știi de la mine. Nu te supăra. Lăsați-l, dragă, că eu nu mă supăr, zise directorul, ridicându-se de pe scaun. Să-mi lase copilul repetent. Be, lasă-l repetent, Teodorescule. Pe cuvântul meu de onoare. Și ce-o mai fi pe urmă, o mai vede. Domnule Enăchescu, strigă fostul director furios. Îmi spui mie că n-am știut să sădesc în el dorința de învățătură? Ai uitat că până mai anul trecut venea aproape în fiecare zi la mine să te învăț cum să predai o lecție? Acum ți s-a îngroșat obrazul și faci ironii? Teodorescule, liniștește-te, dragă, murmură cu blândețe paroul Petre Provincian. Ce o să creadă lumea despre noi dacă ai să-l lași pe băiatul lui Florică repetent? Ia uită-te, o să zică. Mama lor de învățători, că proști copii mai au. Gândește-te și tu, ce dracu? Teodorescu vrut să răspundă, dar fu întrerupt de revenirea în cancelare a celor care ieșiseră, parohul Andrei Bălan și învățătoarele Lili și soția lui Teodorescu. Haide că s-a strâns lumea și așteaptă curtea plină, spuse parohul Andrei Bălan, lăsându-și-a deschisă. Capitolul 17 Spre prânz, Moromete se sătură să stea pe prisp. Ieși la drum pe stănoga podiștei. Ziua era frumoasă, deși căldura năvălea din cer asupra ei. Pe stănoagă era umbră, deasupra salcăm înfloriți, iar pe șoseaua curată, măturată din toate părțile de fete, treceau oameni la a treia casă, înainte, ieșea din curte și se ducea, nu se știe unde, Matei al barbului, care avea o gâlmă în gât și care, din pricina asta când vorbea, îți venea mereu să-i spui, Tușește, mă, Matei, să-ți iasă gâlma aia din gât. Unde te duci, Matei? îl întrebă Moromete, anume ca să-l audă vorbind. Duc la cumnată meu, îmi dea un păstru. Vedeți? Din pricina gâlmei, cuvintele lui sunt cumpăvite, topite în om ușor, părea să spună Moromete prin întreaga lui înfățișare. Vecinul din față, al de Udubeașcă, ieșise și el la poartă. Mă, Udubeașc!" chemă Moromete, parcă prăpădit de uimire. Ce face, mă, Gheorghe al tău?" Gheorghe, acela al lui Udubeașcă, nu făcea nimic deosebit, ca să se mire și să fie atât de nemaipomenit de încântat moromet. Dar întreba de el tocmai de aceea, pentru că săracul Gheorghe al lui Udubeașcă era un flăcău șters și bun, ale cărui urme pe pământ nu le vedea nimeni. Gheorghe s-a dus cu cai pe izlas, răspunse Udubeașcă. Vedeți, asta face Gheorghe al lui Udubeașcă. Bună ziua, moromete! Bună ziua, Nai! n e boldeață un creștin. Vreți să mă știți altceva despre el? Nu e nevoie. Iată-l pe altul. Ce faci, moromet? Hai de val. Ei, ăsta, da? O om în toată puterea cuvântului. Trece pe lângă tine, nu dă bună ziua. Te întreabă doar așa, ce faci? Hai de vale? Adică nu faci bine ceea ce faci. Mai bine ai face dacă te-ai luat după el. Trecând pe lângă el, unii încercau să-l ia cu ei la fierărie, la Iocan, dar morometele răspundea că nu merge. Ce să caute el acolo? Și spunea acest lucru cu un glas care vroia să însemne că el niciodată n-a fost pe acolo, ba chiar s-a ferit dintotdeauna să se ducă. Altora le răspundea că nu are timp. Unuia i-a răspuns chiar că nu poate, e ocupat. Într-o vreme, un vecin din fundul grădinii, care de cele mai multe ori trecea prin curtea moromeților ca să iasă spre șosea, se oprise lângă el și a dus aminte că astăzi, după masă, popa Petrica are comitet la bancă și că moromete să fie și el acolo, ca fiind membru în comitetul bisericesc. Moromete răspunse vecinului că nu merge și la întrebarea celuilalt că de ce nu merge, tăcuse câteva clipe, apoi răspunse rar și tărăgănat. Nu viu mai ene. Ce, tu nu știi că eu nu mai sunt în comitet? Am fost destituit. M-a destituit popa. Vecinul nu înțelesese cuvântul destituit. Plecase fără să mai spună ceva. Moromete furni fu de peste stănoagă de cocoșilă, dar nu fără cârială și discuție. Cocoșilă spunea să meargă împreună la serbare, că-i serbare la școală, să vadă și ei ce-o fi pe acolo moromete răspunse că nu merge. Ce să fac acolo? Hai mă trecem pe la Aristide și bem câte o țuică. Fac eu cinste. Spuse în cele din urmă cocoșilă, știind că la această invitație celălalt n-are să se mai opună. Moromete ridică privirea spre prietenul său și întrebă cu neîncredere prefăcută. Zău mă, ce te-a apucat? Ce ai pățit? Cocoșile se supără și spuse că Moromete să nu facă pe deștept. că dacă e vorba să numere care a făcut cinstea de mai multe ori, el, Moromete, iese prost. Moromete început să râdă încet și părea dispus să înceapă numărătoarea, dar Cocoșile întoarse spatele și se prefăcu că pleacă. Fără folos însă, deoarece Moromete îl cunoștea și știa că totdeauna când Cocoșile era atât de insistent, avea ceva de spus ceva care îl rodea și în care nu se mai putea descurca. Porniră încet spre centru, răsucindu-și țigări. Moromete, ai auzit, mă? Anunță în sfârșit cocoșilă. Am vrut să spun eu de ieri, dar a venit sugurlan și, în fine, m-am gândit aseară până să adorm. M-am gândit, am făcut la țigări, iar m-am gândit. Mă, tu auzi? am băut la tutun. Stam și mă gândeam și am băut tutun. Mă, am băut tutun! Ce să-ți mai spun până m-a luat dracu și am adormit? Ce mă, la ce te-ai gândit? Întrebă moromete vesel. Am fost al pe la gara, și am auzit doi înși care vorbeau. Și ce spuneau? Vorbeau de politică. Erau doi înși, nu știu de pe unde. Am vrut să spun eu de ieri, dar a venit Sugurlan și Intrasem la Marinescu să iau o țuică și ei stăteau în picioare și discutau. Avea o gabrioletă în fața cărciumii. Nu și fost cu ei, în tot cazul, oameni deștepți, nu proști ca tine. Sau ca tine, completă moromete neturburat. Da, și vorbeau între ei. Vorbeau, vorbeau, uite așa le mergea gura. Dar nici unul nu se lăsa. Amândoi deștepți. Trebuie să fi fost în baș sau Negustor din ăștia care au magazii de grâne prin gări adică numai unul din ei, că avea ceafa groasă. Ălălalt nu știu ce era, că era mai spălățel, așa ca agentul ăsta al nostru de la CAM. La început n-am prea înțeles, că nu știam despre ce era vorba. Eu am cerut o țuică și m-a făcut că nu-i aud. Și pe urmă am început să prins ceva. De fapt, mânca amândoi cât spunea că o să vie legionarii la putere, că țărăniștii nu sunt contra lor. Ei au mâncat ei la tă așa vreo jumătate de ceas, și odată la us pe la mai spălat, că dacă vin legionarii la putere, atunci e bine, s-a terminat cu partidele. Alălalt, la borțosul, zice că nu se poate. Dacă e vorba așa, atunci regele ce face fără partide? S-a zis cu partidele, zice altu Ori așa, ori așa, partidele nu mai sunt în stare să guverneze. E limpede că partidele nu au să mai fie au dus țara la râpă și trebuie oprită să nu se rostogolească. Numai legionarii pot să o oprească. Așa spunea ăla. Trebuie să fi fost legionar? Pă că avea sub haină o flanea verde. Și -a la greasul ce spune? Întrebă moromete cu interes. Dracu să-l ia, că n-am înțeles ce politică făcea. Ba spunea de legionari, că nu se poate, ba spunea de maniu și de rege. Spunea că maniun și cu regele numai ei pot să mai facă un guvern care nu știu ce mănâncă el, că, că țara românească este așa și pe dincolo. Eu ce mi-am spus? dă în măsă, ăștia sunt legionari amândoi. Asta vreau să spun eu ție, că nu e de glumă cu legionarii ăștia, dar tu ești capiu, nu înțelegi. Fugi, mă, de aici, dă în masa de legionari, zise moromete senin, mergând agale cu mâinile la spate. Ajunseră apoi la centru, la Aristide și intrară în cârciumă. O coșilă făcu într-adevăr cinste și după aceea, fiindcă în cârciumă nu prea găsiră cunoscuți, ieșiră și se îndreptară spre școală. Când intrară înăuntru, curtea școlii era înțesată de oameni și sărbarea gata să înceapă. În fața băncilor, dinaintea scenei, se așezaseră un rând de scaune. Tocmai atunci, pe aceste scaune, începuseră să se așeze fruntașii comunei. Notarul Istrătescu cu soția lui, o femeie grasă îmbrăcată cu o fustă uriașă de catifea subțire, agentul C.A.M. cu soția, o cucoană îmbrăcată în costum național și cu o umbreluță de soare pe care o ținea deasupra capului, cu un aer de mare, doamnă, alături de ea se așezase Aristide Rădulescu, fără soție. Apoi veneau la rând perceptorul cu soția, agentul fiscal, jupuitul singur cu pălăria lui de paie și cu lui care păreau jupuiți și în sfârșit inginerul agronom Ionescu cu toată familia, un student și două eleve de liceu abia veniți în vacanță. În spatele acestora, în primele bănci, se așezaseră Crâșmac, Tudor bolosu și administratorul moșiei Marica, Cristescu. Scena din fața școlii ocupa intrarea în întregime, învățătorii și învățătoarele, cu un grup de elevi, premianții, stăteau în dosul scenei pe coridor, fiecare clasă cu învățătorul ei. Moromete și cocoșilă se amestecaseră și ei printre oameni. și, nemai având loc pe bănci, se așezaseră jos pe pământ. După câtva timp, serbarea început. Directorul școlii o deschise cu o cuvântare. Când a apărut pe scenă în uniformă, se făcu în toată curtea o tăcere de plin. Domnilor, începu el cu glas tare, proptindu-și pumnii pe catedra de pe scenă și rezemându-se în ei. Domnilor, repetă el nepoliticos, uitând că în fața sa pe scaune se aflau și doamne, Sărbarea școlară din anul ăsta se serbează cu bucurie pentru părinții care și-au trimis copiii la școală și fără bucurie pentru ea care nu și-au trimis. Și vă spun, domnilor, că din situația încheiată pe școală, iese că oamenii nu își dau copiii la școală. Știți și dumneavoastră că cine are carte, are parte? Păi să vă spun eu, de-aia n-aveți parte, fiindcă n-aveți carte. Și pentru mine, domnilor, să vă spun drept că eu așa am obiceiul să vorbesc. Pentru mine, zic, după părerea mea, e cel mai prost ăla care nu-și dă copilul la școală. Eu am aici înscris 450 de elevi și din ăștia 450 ceva, nu zic să fi venit toți, că n-ai unde să ții atâtea mulțime de copii și la urma urmii unii dintre ei sunt așa de proști că n-au ce căuta la școală. Nu zic 450, dar zic jumătate ca să batem și noi recordul pe toată România, fiindcă noi, domnilor, ăștia din Siliștea Gumești, suntem mai breși ca alții din alte sate. Și am fi zis atunci că stăm bine. Adică uite firar al dracului ce spun aia, că suntem o țară fără știință de carte. Păi foarte mulțumesc! Dăm și mie aici, României, niște colonii să trăiesc bine și să vezi cum învăț carte. Așa că dacă veneau două, trei sute, aș fi zis că degeaba se laudă Franța și Anglia că la ei oamenii sunt bătuți în cap de atâta carte. Uită-te aici, în România! Uitați-vă, domnilor, englezi și franțuși! Sunteți mai proști ca noi! Sunteți proști de dați în găuri! Noi avem cu ce trăi fără colonii și învățăm carte. Avem dar avelile noastre și nu ne ducem la mama dracu cu vapoare și cu submarini. Deși am putea să ne ducem, că avem ieșiri la mare, dracu știe de ce nu avem și noi răbi și vapoare, măcar ca greci, dacă nu ca englezi. Numai dracu știe cine ne oprește să le fabricăm, că de fabricat am avea cu ce. Avem lemn, avem fier, numai pe dracu noi care să ne înghioldească n-avem. Suntem prea cuminți, domnilor. Suntem plini de cum se cădenie. Și când nu suntem, o nimerim prost, ca Eremia cu ăștia în gard. Măcar dacă am învățat mai multă carte, să-i tăiem pe toți prin știință de carte. Îi tăiem noi, dar nu cine știe ce. Se apucă unul ca Iorga și învață prea multe, în timp ce altul nu știe nici să se scălească. Ăsta e paradoxul domnilor. De-aia ziceam adineaul că e cel mai prost ăla care nu-și dă copiii la școală. Zice că nu o să-l facă popă și nu-l trimite. Și ia dă mi înăchescule situația aia, spuse directorul, întorcându-se spre fundul scenei și părăsind brusc incursiunile sale istorice și geografice, care îi lăsau de obicei cu gura căscată pe părinții adunați. Apoi continuă cu situația în mână. Pe clasa 1 au fost înscriși 115. Au frecventat regulat, câți credeți? 87, anunță Todorici tare. Și din ăștia au rămas repetenți patru. Asta e cu clasa întâi. Dar aici stăm bine, fiindcă pe clasa întâia tot mai vin ei. Și stăm bine și cu clasa a doua. Dar ce se întâmplă după aia, nici dracu nu mai poate să înțeleagă. Să vedeți, clasa 3 a treia înscris 70, au frecventat 50. Din 50 ce să scoți? Mai poți să lași vreunul repetent cu clasa 4 a patra? Directorul întinse mâna înapoi. Dăm te rog catalogul și situația clasei, domnule Teodorescu. Teodorescu întinse catalogul și situația și timp de un minut asistența așteptă ca directorul să continue. Toderis cercetă catalogul încordat și când ajunse la sfârșitul lui, văzu că în dreptul partidei fiului său era scris absolvent. Ridică fruntea și continua. La clasa a patra situația e ceva mai bună, pentru că domnul învățător Teodorescu a fost mai aspru decât mine și va a trimis amenzi încă de la începutul anului. Așa e omul nostru, nu vrea să înțeleagă dacă nu-i trimiți amenda pe cap. Eu am vrut să nu mă înjure oamenii și ca rezultat mi-au venit mari și lați 25 de copii la clasa mea. Dar de la anul încolo, uite, vă spun verde, să nu ziceți că sunt al dracu care nu și-o trimite copilul la școală, o să-l amendeze și o să-l usture, pardon de expresie, știți dumneavoastră unde. Clasa a patra au fost înscriși 57, au frecventat 48, dintre care trei repetenți. Și dacă trecem la cursul complimentar, aici nu se mai poate discuta. Eu cam atât am avut de spus. Acum doamna Lili are să vă spună cum stă situația clasei întâia la fete. Todorici se întoarse cu spatele spre asistență și chemă. Unde ești, doamnă Lili? Poftește-te, rog, pe scenă. După care directorul părăsi catedra și coboră printre păturile scenei, jos, lângă fostul director Teodorescu. El la apucă pe colegul său de braț, îl trase printre copii înăuntrul școlii și rămaseră singuri într-una din clase. Todorici și îndoi mâinile spre spate și se miră. Mă, Ionele, de ce mă pui în situația să facem scandal de poman? Două mă si de afaceri, biserica lui de copil. Dacă nu învață, ce dracu vrei să-i fac? Eu te rog să mă scuzi, știți cum e felul meu. Roag-o pe soția ta să nu se supere. Crucea lui de copil, că dacă mi-ar semăna mie, aș ce să fac. Dar seamănă cu soacra mea, firar al dracului, cu mama ei de soacră, că toată ziua îl ține pe acolo pe la ei. Eu am treabă, n-am timp să-l învăț carte. Pentru asta să ne certăm și să mă fac să miez din sărite? Te rog să mă și să nu fii supărat pe mine. Să-i cer scuze în cancelarie în fața tuturor soției mele, zise Teodorescu. E în tine un amestec de măgărie și inteligență care mă scoate din sărite. Într-o zi o să-ți dau și eu cu colimara în cap. Da, am să te nimeresc. Păstrează-ți pentru soacră ta măgările și la școală poartă de ca un învățător, nu ca un văcar. Am să mă port, am să mă port, mă Teodorescu. Răspunse directorul cu o bidă amenințătoare și patetică. Dar scutește mă studențe păturile cu coane tale, că n-avem timp de ele. Și încă dacă ar s-ar rezuma la înțepături. Dar dacă nu eram eu ager, pe cuvântul meu că îmi spărgea capul. Teodorescu nu mai zise nimic, se ridică și ieși. Capitolul 18 Afară învățătorii și învățătoarele își strigau premianții și copiii spuneau poezii. Când veni rândul clasei a patra, fostul director se urcă pe scenă și înainte de a începe să numească pe premianți, el se opri pentru câteva clipe în fața catedrei, dând de înțeles că are și el ceva de spus. Se făcu liniște și unii oameni care stăteau pe jos, stăi făsuind încet, se ridicară în picioare și curmară șoaptele. Numai niște babe surde, uitându-se la învățător, își aduceau aminte de părinții acestuia. Fostul director era chiar de aici, din sat. Bietul băiat al lui Niță Teodorescu, îl căina una, e mereu slab săracul. – La subt învățătura? Că ce mai învăța? Eu îl știu de când era mic, zicea alta. Iată ce din gură muierile alea de acolo. Se răstiu un bărbat, întorcându-se foarte indignat încotro se auzeau șaptele. Ei, mai vorbi și noi, ghiță, ce belești ochii ai așa? Răspunse una din babe cu un glas nepăsător. Duceți-vă încolo afară, dacă aveți chef de vorbă. Hai, nu-ți mai răci gura, ghiță, că faci praf, spuse altă babă, râzând. Tăceți din gură, hei, se auzi atunci glasul poruncitor al directorului. Oameni buni, domnul director a spus de la început că e cel mai prost ăla care nu-și dă copilul la școală. Dar eu știu de la părinții mei că nu sunt decât oameni care au cu ce să-și dea copiii la școală și oameni care nu au cu ce. Nu pot să-i dea, că au nevoie de ei, n-au cu ce să-i încalțe și să-i îmbrace, cu ce le lua cărți. Sunt și oameni care nu vor să-și dea copiii să învețe, dar nu sunt proști, sunt neștiutori. Și dacă sunt neștiutori, sunt tot din cauză că părinții lor i-au ținut fără carte. Dar de ce trebuie să învățăm carte? Eu nu vorbesc numai de oia săraci care nu pot veni. Dar sunt și alții care mai au și nici ăștia nu-și dau copiii la școală. Iarna, copilul, dacă stă în casă, îl scutește pe om de o treanță pe el și de o pincă în picioare. Stă cu burta goală după sobă și așteaptă primăvara. Eu vă întreb, Cui nu i-ar plăcea dintre dumneavoastră să-și vadă copilul îmbrăcat și încălțat și să vie iarna să învețe, să nu rămână neștiutor? S-a făcut lumea rea, maică, spuse una din babele din fund, cu busuiocul în mână. De la biserică venise și ea la serbare. O clipă se lăsă tăcerea peste toată curtea. În fața arestide stătea cu aerul său tineresc, picior peste picior. Își clătina pantoful în aer și se uita intrigat la învățătorul de pe scenă. Așa este, Continuă -te eu Teodorescu. Sunt țări care nu sunt așa de bogate ca a noastră și trăiesc mai bine ca noi. Ei s-au lăsat de plugărie și au început să facă industrie. În fabricile lor se spânză și ne ia grâul nostru pe ea, bucatele noastre. Dacă ați ști carte, dumneavoastră ați primit pământ după război, dar viața nu s-a făcut mai bună. Dar unii n-au pământ deloc și eu am vrut să vă spun că trebuie să vă dați copiii la școală, să învețe carte și să apuce alte drumuri. Altceva nu e de făcut pentru copiii dumneavoastră. Așa a făcut și tata cu mine. Așa că la toamnă lăsați-i pe copii, rupți, cârpiți, să vie la școală. Rupe de la gură și nu numai o carte, două, și dă drumul să se ducă. Aici, la Miroșii e o școală de meserii și bursierii nu plătesc nimic, am citit ieri în ziare. Dumneavoastră, dacă nu știți carte, nu citiți ziarele. Și am văzut că la București, la atelierele Grivița, s-a înființat o școală gratuită de ucenici. Nu se-l plătește nimic. Îl ține pe ucenic în cămin, îi dă mâncare și îmbrăcăminte. Dimineața învață carte, după masă învață meserie. Stă patru ani și după patru ani iese din internat și intră la uzin. Pe urmă am citit iar că la Spanțov, pe domeniile statului, e altă școală, Înseamnă că dacă vă dați copiii să facă cel puțin patru clase primare, puteți pe urmă să-i dați undeva să-și câștige o pâine mai bună. Învățătorul se opri. Sudoarea îi curgea și roaia pe obraj și pe gât. Era foarte cald. Am să strig acum catalogul, încheie el. Veniți mai încoace, băieți. Premiul întâi la fete e Boțoghină Irina, anunță el. Haide, Boțoghină, treci încoace. Abia acum oamenii se destinseră din încordare. Se pare că învățătorul fusese ascultat de oameni cu trupurile înțepenite. Fata lui Boțoghină se urcă pe scenă și se uită drept în sus spre învățător. Trece aici!" îi spuse Teodorescu, luându-o de umeri și împingând o în fața scenei. Spune poezia!" Cuvântarea învățătorului făcuse însă o impresie care nu se ștercea și oamenii nu mai fură atenți la poezia fetei. Lăsați gălăgia domnilor, că nu se mai aude nimic. Prospectul cu spanțov și cu grivița a venit și la primărie. O să fie afișat și o să-l citiți, spuse directorul. Pe scenă, Boțoghina Irina ajunsese la sfârșit cu poezia ei, în care niște pisici, certându-se pentru o bucată de brânză, se duseseră la un cotoi să le facă dreptate. Cum acesta rupsese brânza în două, o pusese pe cântar și tot mușcase din ea ca să facă părțile egale, până nu mai rămăsese nimic. Moromete nu prea asculta, dar deodată ochii rămaseră pironiți pe scenă. El murmură nevenindu-i parcă să creadă. Cocoșilă, mă, ăla nu-i Nicolae al meu? Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae, spuse învățătorul Teodorescu tare, apoi îl împinse pe băiat în fața scenei. Moromete nu se mai îndoi, mai ales că își recunoscuse pălăria pe capul mare al fiului. Gătuit de emoție, tatăl strigă din colțul lui. Mă, n-auzi, scoate pălăria din cap! Și adăugă încet, vorbindu-lui cocoșil. Săracul de el, nu i-am luat deloc o pălărie și uite că nu i-a învățat să o poart. Stă cu ea pe cap. Teodorescu așteptă să se facă liniște, timp în care spuse și ele elevului să-și ia pălăria de pe cap. Apoi de două coroană și câteva cărți și-și să spună poezia. Se făcu liniște, dar premiantul încă nu-și spunea poezia. Învățătorul îi tot șoptea și se vedea că elevului se întâmplă ceva. În cele din urmă premiantul tuși și început tare să spună o poezie, dar nu îi zbuti să recite decât două-trei versuri. Elevul se opri și se clătină. El se apucă de catedră cu o mână și încercă să spună mai departe. Învățătorul, care e cu el, îl opri. Ajunge Moromete. Elevului începură să-i clânță nedinții. Mâna cu care se ținea de catedră îi tremura. Foarte încăpățânat, el încerca totuși să-și spună poezia. – Ce are mă băiatul tău? De ce nu l-a lăsat să sfârșească? – întrebă cu coșilă. Moromete nu-i răspunse. Se smulse din loc și o lor repede spre poarta din dosul scenei. Din momentul acela el nu mai auzi nimic din serbare. Intră în coridorul școlii și se apropie de fiul său atât de repede, încât copiii din sală se speriară și crezură că omul vrea să bată pe vreunul din ei. Nicolae stătea rezema de zid și tremura. Cu toate acestea, el zâmbea fericit, cu coroana într-o mână și cu câteva cărți mici și subțiri sub braț. Moromet la apucă de mână și îl strânse. Îl întrebă încet, cu un glas apăsat și greu. Mă, ce e cu tine? De ce tremuri? Băiatul își desprinse cotul din mâna aspra tatălui și îngână, stins, clănțănind. Păi azi îmi vine rândul la friguri. Nu știi că două zile mă lasă una mai ea? Nu știa. De unde să știi? Parcă frigurile erau o boală care să fie luată în seamă. Hai acasă, nu mai sta aici, spuse Moromete cu același glas apăsat. Băiatul se împotrivi, dar până la urmă se lăsă prins de mână și tras încet printre oameni afară din curtea școli. Moromete îl ținea de mână și îl îndemna. Hai mă, hai, hai, hai mă! Ieșire la șosea. Copilul mergea zgribulit și din când în când se oprea și, -și strângea brațele plănțănii se închircea și dărdăia parcă ar fi suflat crivățul peste el. U, mie taicule, mi-e frig rău, taicule! Hai, mă, hai pe aici, pe la soare, răspundea moromete șoptit. Într-o vreme, pe la jumătatea drumului, băiatul se lăsă deodată pe vine și dinții din gură începură să-i toace des, ca și când fălcile ar fi fost puse în contact cu un motor. Clănțănea acum neîntrerup și gemea. Coroana de flori căzu în și cărțile alunecară și ele de sub braț și se împrășteară pe jos. Muromete se uită în jur zăpăcit și, nemai știind ce să facă, se aplecă și strânse lucrurile copilului. El lua coroana de pe jos cu niște mișcări sfioase, abia atingând buchetele de flori, apoi adună cu același mișcări line cărțile, care erau împrăștiate. El se apleca cetișor prindea cartea de col și o ștergea de praful de pe ea, făcându-l să alunece ușor peste cămașa și izmenele sale, apoi o lua sub braț și aduna altă carte. În acest timp, băiatul încerca să se ridice. El chiar se ridică pe jumătate, dar se adăposti numai decât lângă genunchii tatălui. Taicule, uhu, amețesc, mi-e frig rău, mă duc în jos și se agăță de izmenele lui Moromete, cât era de mare, turtindu-și pălăria de pulpele lui. Atunci omul făcu o mișcare să-l apuce de sub suori, dar se opri și și întinse gâtul în aer. Sub bărbiei se ridicase și rămăsese înțepenit mărul lui Adam. Omul căuta aer cu buzele deschise și înghiția adânc și cu casnă ghemul care tăia suflare. Apoi se aplecă, vrâ un braț sub picioarele chircite ale băiatului și apucându-l cu celălalt peste mijloc, îl ridică de la pământ. Se pare însă că această mișcare îi făcu rău bolnavului, pentru că el își încoloci strâns brațele de gâtul părintelui și se lipi gemând de pieptul lui. Brațele încolocite de gât nu-i conveniră însă lui muromet. Glasul său se auzi bolborosind în liniștea de vara a șoselei. Hai mă, hai mă, prăpăditule, ar moartea de treabă, vă îmbolnăviți așa fără nicio socoteală, că eu când vă spui, voi... Muromete porni cu băiatul în brațe și mergând se ferea să se uite la copil. Vorbea singur și ca niciodată făcea pași largi și repesi. Părea nemulțumit și dezorientat, atins tocmai în liniștea sa neturburată. Ce era cu Nicolae asta? De unde mai răsărise și el cu povestea asta lui cu școala? Și ce vroia la urma urmei? Când ajunse în fața porții, el o împinse cu piciorul, intră, se apropie de prispa casei înălbită de soarele fierbinte al amiezii și strigă supărat. Ilinco! Tito! Fata cea mică, Elinca, ieși din tindă unde făcea mâncare și când îl văzu pe tatăl ei cu Nicolae în brațe, se sperie. Întrebă ce s-a întâmplat. Morometa în loc să-i răspundă că băiatul e prins de friguri, întoarse capul în altă parte, nemulțumit, și spuse că băiatul a luat premiul întâi. Fata se apropie de tatăl ei și l-a pucă pe Nicolae cu două degete de bărbie. Mă, țestosule, ai luat premiul întâi, mă?" întrebă ea cu un glas bagiocoritor. Nicolae Gemuș deschise ochii. Se vede că el auzise cuvântul țestosule, care însemna ceva în legătură cu capul lui mare. Se zvârcoli în brațele tatălui și încercă să dea în sora lui. Aiura. Stai tu, să trec eu valea, să vezi cum o să vă duc eu cu o căpățână de usturoi, lovitea -ar moartea de bisisică. Hai, Linco, nu te mai uita, nu o pătură pe prispă că mi-au -mi rupt mâinile. Se răsti moromete, lăsându-l jos pe băiat. Fata așternă o bucată de cergă pe prispă, puse-o în căpătâi și l-a apucă pe Niculaia de sub suări. Îl urcă sus și îl înveli. După aceea, moromete întinse fetei corona și cărțile. Ia astea și pune ele undeva, prăpăditul de el. Când l-am văzut pe scena aia acolo, mi-a secat inima că nici nu spune. Eu ziceam că o să-l lase repetent. Său, tată, a luat premiul întâi? Nu glumești? Întrebă fata cu neîncredere. De pe prispă, Nicolae se uită la tată și la soră cu niște ochi arsători. Tremurul îi încetase și el stătea nemișcat sub cergă și asculta. Ilinca se întoarse spre el și îl întrebă, Așa e, mă?" Bolnavul însă nu răspunse. Fata intră în tindă, iar Moromete se așeză tăcut lângă copil, care din nou începuse să aiureze.